17. Primarul Universității Județul Bacău, având în vedere adresa numărul 2530 în 27 anual 2017 a Direcției pentru Agricultură Județeană Bacău, articolul 2 alineatul 2 din decizia numărul 221.983 din 12.06.2013 emisie de Comisia Internațională pentru Reglementarea Nitraților din România, referatul numărul 6.264 din 24.07.2017 depus de către domnul Vasilache Ilie în calitate de șef serviciu SBS-1 Mănăstirea Hașin, prin care propune aprobarea planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole al Comunei Mănăstirea Hașin, avizul numărul 17.736 din 12.12 din 11.10.2017 înregistrat sub numărul 6.185 din 23.10.2017 emis de către instituția Prefectului Județului Bacău, Comisia de Atribuire a Denumirii a Județului Bacău, prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre a Consiliului Local Mănăstirea Hașin de schimbarea de proiectului școlii gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Hașin în școală gimnazială Regina Maria Mănăstirea Hașin, prevederile articolului 3 aliniatul 7 din ordonanța guvernului numărul 62 pe 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 48 pe 2003, cu modificările și completările ulterioare și al regulamentului de funcționare a Comisiei de Atribuire de Denumiri Județene, aprobat prin ordinul Ministrului Internelor și Reforme Administrative, numărul 564 pe 2008, adresa numărul 681 din 27.09.2017, înregistrată sub numărul 5586, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri referitoare la aprobarea prețurilor, tarifelor, altele decât cele pentru apă potabilă și de canalizare. Prevederile OG numărul 26 pe 2000, privire la asociații și fundații actualizată. Prevederile articolului 16 aliniatul 3 litera D, coroborat cu articolul 21 aliniatul 1 din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Adresa numărul 11.319 din 24.10.2017, înregistrată sub numărul 6.278 pe 2017, primită de la Direcția Silvică Bacău, Ocolsi din Mănăstirea Cașin, prin care solicită aprobarea valorificării masei lemnoase la populația din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. HG numărul 715 pe 2017, privind regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. Cererea numărul 5500 din 25 anual 2017 a domnului Bucur George Adrian, prin care solicită suspendarea din funcția de administrator al SECE în domeniul public și privat Mănăstirea Cașin SRL până la sfârșitul anului 2018. Adresa numărul 310 din 30.10.2017 primită de la SECE în domeniul public și privat Mănăstirea Cașin SRL, prin care ne solicită desemnarea a trei reprezentanți în Consiliul de Administrație al SECE, domeniul public și privat Mănăstirea Cașin SRL. Adresa numărul 309 din 30.10.2017 primită din partea SECE, domeniul public și privat Mănăstirea Cașin SRL, prin care solicită aprobarea unor noi tarife de închiriere a utilajelor pentru persoanele fizice din comună și către Comuna Mănăstirea Cașin. Referatul domnului viceprimar Iurghiță Nicolae, prin care solicită actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașin. Referatul numărul 6.425 din 2.11.2017 primit de la compartimentul impozitelor și taxe locale, prin care se solicită stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Cererea numărul 6.436 din 2.11.2017 a domnului Pavel Florin, prin care solicită concesionarea lotului IS-1-6, situat în satul Scutaru, domnului Dumitru Constantin. Referatul numărul 6.323 din 27.10.2017 primit de la doamna inspector Olaru Cristina, prin care propune scoaterea din evidență a mijlocului de transport și darea în scădere a sumei datorate ca debit și majorărilor de întârziere. Prevederile articolului 36 aliniatul 2 litera B și aliniatul 4 articolul 45 aliniatul 2 litera E din legea numărul 2015/2001 privind administrația publică locală republicată. În temelul prevederilor articolului 68 aliniatul 1 și ale articolului 115 aliniatul 1 litera A din legea numărul 2015/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune articolul 1. Consiliul local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară, cu 13 noiembrie 2017, începând cu ora 16, la sala de ședințe de la primărie, având ca proiect al ordinii de zi următoarele. 1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole ale Comunei Mănăstirea Cașin. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii școlii gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin în școala gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de valorificare a masei de plase din fonduri forestiere în proprietate publică. Informare privind eficiența economică și procesul tehnologic al partizilor 112, 113, 114 și 115. Proiect de hotărâre privind prelungirea suspendării activității domnului Bucur George Adrian și prelungirea contractului de delegare a atribuției de administrator, secretarul public și privat din SRL, domnului Soare George. Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administrație al SC, domeniului privat din SRL. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al domeniului Mănăstirea Cașin. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de închiriere a utilajelor pentru persoane fizice din Comuna Mănăstirea Cașin și Comuna Mănăstirea Cașin. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui lot de teren în satul Scutaru domnului Dumitru Constantin. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența unui mijloc de transport și darea în scădere a impozitului datorat pentru domnul Jitea Mircea. Proiect de hotărâre privind darea în scădere a sumei de 300 de lei pentru locuitorul Ilimia Dan Sorin, persoană cu grave probleme de sănătate. Proiect de hotărâre privind darea în scădere a impozitelor și a taxei de salubritate pentru unele persoane fără venituri insolvabile. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului județului Bacău pentru control legalității. Convocarea mai știți? Nu, pentru fiecare. Deci asta este ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Atunci, dacă totul meu este de acord, trecem la primul punct al ordinii de zi. Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aferent OAT-ului, aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Prea mari poluanți din agricultură noi nu avem, însă planul trebuia întocmit. S-a întocmit un plan de acțiune cu care iau și o să încerc să stipuiesc așa, el are mai multe secțiuni. Capitolul 1, caracteristici de zone de competență, secțiunea 1, amplasare geografică și relief, secțiunea 2, caracteristici climatice, secțiunea 3, rețeaua hidrografică, secțiunea 4, populație, secțiunea 5, structura animalelor, secțiunea 6, căi de transport, secțiunea 7, infrastructuri locale, secțiunea 8, specific regional local, capitolul 2, program de acțiune pentru Mănăstirea Cașin, obiectivele planului, definire termeni și expresii, distribuirea PSO la îngrășămintelor cu azot, perioadele de interdicție a aplicării îngrășămintelor, depozitarea bunurilor de grajd, îngrășăminte cu azot, aplicarea îngrășămintelor organice și a celor minerale, aplicarea măsurilor și acțiunilor în cazul pășunilor,
documente de evidență ale firmei, capacitatea de stabilitate a firmei, documente de evidență a exploatațiilor, comisia pentru aplicare și monitorizarea planului de acțiune. O să trec la capitolul 2, programul de acțiune, care este cel mai interesant, celelalte date generale. Planul de acțiune pentru Comuna Mănăstirea Cașa. Obiectivele planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați. Ziua. Proveniți din surse agricole, denumită continuare plan de acțiune, sunt următoare. Prevenirea poluării cu nitrați, reducerea poluării apelor cauzată din nitrați provenite din surse agricole, raționalizarea și optimizarea utilizării instrumentelor chimice și organice ce conțin compuși ai azot. Distribuirea pe sola îngrășămintelor plazuri se face în funcție de următorii factori. Condițiile de sol, tipul și panta acestuia, condițiile climatice, precipitațiile și irigațiile. Perioadele de interdicție a aplicării îngrășămintelor organice pentru evitarea scurgerilor provocate de terenul înghețat și a lebigării azotului neconsumat de vegetație sunt interdicție totală, cuprinsă între data de apariție a primului îngheț, 5 noiembrie, și cea mai timpurie dată de apariție a ultimului îngheț, 4 aprilie, adică 150 de zile. Interdicție maximă posibilă, cuprinsă între data de apariție a primului îngheț, 14 septembrie, și cea mai târzie dată de apariție a ultimului îngheț, 23 mai, adică 250 de zile. Interdicția cea mai probabilă, cuprinsă între data de apariție a primului îngheț, 10 octombrie, și data medie a ultimului îngheț, 26 aprilie, adică 198 de zile. S-a dat un termen permanent aici. La solicitarea motivată a fermierilor și sau autorităților locale, OSMA poate aproba aplicarea îngrășămintelor organice pe terenul agricol în alte perioade decât cele prevăzute în calendarul de interdicție, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții. Terenul nu este acoperit cu zăpadă, terenurile, temperaturile minime ale aerului au fost mai mari de 4 grade Celsius pentru o perioadă de cel puțin 2 zile consecutive. Prognoza meteorologică pentru următoarele 3 zile indică temperaturi minime de peste 0 grade. Perioadele de interdicție nu sunt valabile în cazul îngrășămintelor de origine animală, produse și depuse direct de animale, dejecții plasmide, în cazul pășunatului liber. De asemenea, aceste perioade de interdicție nu se iau în considerare în cazul resturilor vegetale sau altor tipuri de produse organice reziduale rămase pe sol. Depozitarea gunoiului de graș și a afluenților de silos, sau efluenților de silos. În zonele de protecție nu se aplică și nu se vehiculează îngrășăminte. La nivelul Comunei Mănăstirea Cașa, posesorii de terenuri agricole nu le utilizează în scopul obținerii de producție agricole, vor lua măsuri de a realiza pe terenul proprietate benze nervate cu lățime de 5 metri pe marginea cursurilor de apă sau a lacurilor ce traversează terenul lor, în vederea diminuării scurgerilor de nitrați către corpurile de apă de suprafață. Pe terenurile agricole cu sol nisipos sau subțire nu se aplică decât primăvara și în cantități strict limitate, îngrășăminte organice lichide, păstoase sau provenite de la plăsări, precum și nămolul de canalizare. Sursa de finanțare pentru proprietarii de terenuri va fi din fonduri proprii sau din fonduri atrase pe bază de programe de protecție a mediului și a apelor. Terenul permanent. Îngrășămintele cu azot se administrează pe teren pe cât posibil într-o manieră cât mai precisă și mai uniformă. Pe terenuri cu pante abrupte nu se administrează îngrășăminte cu azot. Pe terenurile agricole în pantă, fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrășămintelor în sol și ținând cont de condițiile meteorologice. Nu se aplică îngrășăminte, mai ales dejecții lichide, când sunt prognozate precipitații intense. În zonele de protecție nu se aplică și nu se vehiculează îngrășăminte. Nu se aplică îngrășăminte cu azot pe terenurile agricole dacă solul este crăpat, sărat în adâncime, ori săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umbrătură sau câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni, solul a fost inundat și sau are acces de umiditate, solul a fost inițiat 12 ore sau mai mult în decurs de 24 de ore. Solul este acoperit cu zăpadă. Împrăștirea gunoiului de graș gros ier de la vaci este permisă pe soluri înzăpezite sau înghețate. Nu se administrează îngrășăminte chimice pe terenurile care permit accesul direct al acestora în apele de suprafață sau subterane, datorită poziționării sau tipului acestor teren.
În jurul corpurilor de apă, râuri, surse de apă potabilă la acord, din zona vulnerabilă, se vor crea benzi înierbate cu lățime de 5 metri pentru diminuarea scurgerilor dedicați către corpurile de apă de suprafață. Fâșiile, benzile de protecție se vor efectua de către primăria localității pentru terenurile publice și de către proprietari sau administratorii exploatațiilor cu mai mult de 8 unități de vită mare pe exploatație. Utilizarea îngrășămintelor pe terenuri în pantă, în cazul aplicării îngrășămintelor pe terenuri în pantă, se respectă următoarele măsuri. Îngrășămintele se incorporează în sol, ținând cont de prognozele meteo. Nu se aplică îngrășăminte, mai ales dejecții lichide, când sunt prognozate precipitații intense. Pe terenurile arabe, cu pante cuprinse între 2 și 8%, se recomandă menținerea procentului culturilor de toamnă și sau culturilor de acoperire la peste 20% din suprafața arabilă a fermei, cadrată în această categorie de pantă. Pe terenurile arabile, cu pante cuprinse între 8 și 15%, procentul culturilor de toamnă și sau culturilor de acoperire trebuie să fie de minim 25% din suprafața arabilă a fermei, încadrată în această categorie de pantă. Pe aceste terenuri se recomandă aplicarea îngrășămintelor prin incorporarea în sol în cel mult 24 de ore. Pe terenurile cu pante mai mari de 15% este obligatorie menținerea ponderii culturilor de toamnă și sau culturilor de acoperire la peste 30% din suprafața arabilă a fermei încadrată în această categorie de pantă. Pe aceste terenuri, aplicarea îngrășămintelor se realizează numai prin incorporare în sol, imediat după aplicare, numai târziu de 24 de ore. Aplicarea îngrășămintelor organice și a celor minerale se va face în zona vulnerabilă pe baza planului de management al nutrienților elaborat în acord cu prevederile codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Administrația publică a administrată și în aducerea cunoștința proprietarilor administratorilor de exploatații următoare. Aplicarea programului de măsuri este opțional pentru fermele, exploatațiile mai mici de 8 unități vită mare, dar va asigura gospodărirea corespunzătoare a gunoiului rezultat. Exploatațiile agricole care dețin între 8 și 100 de unități vită mare au obligația de a deține planul de gestiune a gunoiului de grajd, conform legislației în domeniul protecției mediului și programului de acțiune pentru zonele vulnerabile la poluarea apelor cu nitrați din surse agricole. Exploatațiile agricole mai mari de 100 de unități vită mari au obligația de a deține planul de gestiune a gunoiului de grajd, conform legislației, pentru obținerea actelor de reglementare din domeniul protecției mediului. Termenul este permanent. Aplicarea măsurilor și acțiunilor tehnice în cazul pășunilor și pâinețelor. În cazul pășunilor și pâinețelor se aplică măsurile și acțiunile tehnice prevăzute în planurile de amenajare, întreținere și exploatarea suprafețelor de pașiște, pășune, respectiv bonitatea tuturor suprafețelor de pășuni și pâinețe cu stabilirea potențialului de producție al acestora și evidențierea coborului vegetal existent. Se stabilesc cele mai indicate asociații de leguminoase și ierbă terene specifice pe baza cercetărilor specifice în domeniu. Stabilirea numărului de animale cărora se asigură suprafețele de pășune pe baza normelor de consum, a calităților de masă verde necesare pentru producția zootehnică programată de a se realiza în perioada de pășunat. Întocmirea pentru fiecare pășune a programului de acțiuni tehnice ce trebuie aplicate pentru atingerea potențialului de producție regenerat prin însămânțare și supra-însămânțare, fertilizări, combaterea eroziunii solului, desecări, lucrări de întreținere. Corelarea efectivelor de animale care pășunează cu suprafețele existente în localitate pe bază de încărcături standard, unitate vită mare pe unitate de suprafață, stabilindu-se astfel excedentul sau deficitul de pășune și modul de soluționare a acesteia, precum și normele de îngrășăminte organice care se pot aplica în perioadele permise. Determinarea anuală a necesarului de semințe de leguminoase și ierburi perene specifice care trebuie produse pentru refacerea coborului vegetal al pășunilor și fânețelor, prevăzută să execute în anul următor. Pe această bază se va stabili suprafața de loturi semincere necesare și structura optimă de culturi ce va trebui realizată.
Întocmirea unui program de pășunat rațional, respectarea de refacerea cuvorului vegetal după fiecare ciclu de pășunat. Cu această ocazie se stabilește data începerii pășunatului, precum și data la care animalele vor fi scoase de la pășune. Acțiune deosebit de importantă pentru refacerea cuvorului vegetal. Se înscriu măsurile ce trebuie respectate de crescători la începutul fiecărui sezon de pășunat, cu privire la curățarea pășunilor, eliminarea bubuielor toxice, eliminarea excesului de apă, modul de grupare a animalelor pe pășune, acțiunând sanitar veterinar obligatoriu. Documentele de evidență ale fermei sau exploatației trebuie astfel întocmite și completate încât să permită autorităților de inspecție și control să constate suprafața fermei, registrul nutrienților la nivel de localitate și exploatație, șeptelul fermei pe specii și categorii de producție, identificarea și înregistrarea acestuia, registrele de evidență a efectivelor, precum și perioade de timp în care animalele sunt menținute în fermă. Pentru fiecare teren cuprins în cadrul fermei, trebuie să reiasă tipul și cantitatea oricărui îngrășământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot continuă și data aplicării, conținută și data aplicării, tipul și cantitatea oricărui îngrășământ organic aplicat pe teren, altul decât cel lăsat de animalele însăși, și data aplicării. Pentru fiecare tip de îngrășământ organic aplicat, se va preciza natura acestuia și tipul de animale de la care provin. Gunoi de graș, must de gunoi de graș, dejecții lichide, dejecții semifluide păstrate, îngrășăminte organice lichide, nămol de canalizare, tipul oricărei culturi, data la care a fost semnată și data recoltării. Cantitatea oricărui tip de îngrășământ de origine animală și naturală și natura acestuia, gunoi de grajd, must de gunoi de grajd, dejecții lichide, dejecții semifluide păstoase, îngrășăminte organice lichide, nămol de canalizare, exportat din fermă, data efectuării exportului, precum și numele și adresa destinatarului. Termenul este permanent. Orice document de evidență a fermei se păstrează pe o perioadă de 5 ani de la ultima evidență înregistrată în document. Termen permanent, iarăși. Capacitatea de stocare a gunoiului provenit din activitatea de creștere a animalelor este de 9 luni. Capacitatea de măsturi de stocare a îngrășămintelor de origine animală trebuie să depășească necesarul de stocare a îngrășămintelor de origine animală, trebuie să depășească necesarul de stocare cu o lună, ținând seama de perioadele cele mai lungi de interdicție aplicărilor pe teren a îngrășămintelor, termenul permanent. Decizia privind sistemul de colectare și stocare a gunoiului de grajd va conține a. data până la care se vor construi platforme comune. Se va anexa ca document plan de amplasament, hartă, coordonate geografice, suprafața destinată pentru platforme, modalitățile de colectare a gunoiului de la exploatațiile agricole, sistemul de gestionare a gunoiului în platformă, lista exploatațiilor de la care se colectează gunoiul în platformă. Sistemul B. Sistemul de colectare și stocare a gunoiului de grajd, normele cadru privind amplasarea, realizarea și exploatarea platformelor comune pentru depozitarea gunoiului de grajd și a dejecțiilor lichide, elemente orientative de cost pentru construcția și exploatarea platformelor, colectarea și transportul gunoiului de grajd, la nivelul comunităților locale, se va analiza de către primărie și Consiliul Local al localității Mănăstirea Cașa. Depozitarea gunoiului de grajd și exploatația agricole individuale va avea în vedere factori ca accesibilitate, distanța față de grajduri și locuință pentru transportul și gestionarea eficientă și confortabilă a gunoiului de grajd, resturile organice și compostului, risc și neplăceri minime pentru fermieri și vecini. Spațiul de depozitare trebuie așezat pe o suprafață orizontală sau vase orizontală, în afara influenței scurgerii de ape din șanță, burlane sau de pe pante, la minim 30 de metri față de fântânele de suprafață, departe de canale, râuri, iazuri sau alte corpuri de apă. Amplasamentul trebuie să fie stabilit pe sol impermeabil sau solul trebuie protejat de infiltrații prin aplicarea unui strat gros de argelă compactă sau sol argilos. Ideal ar fi ca solul să aibă o bază din material impermeabil din beton sau polietilenă de densitate mare. Spațiul de depozitare va fi împrejmuit cu o bandă permanentă de vegetație de cel puțin 2-3 metri lățime. Documente de evidență ale exploatației. Exploatațiile extinse pe raza administrativ-teritorială
Vor fi monitorizate astfel că la efectuarea controlelor proprietarii vor deține obligatoriu documente care să permită constatarea de orcaz A, tipului și cantității oricărui îngrășământ chimic aplicat pe teren, acolo unde este cazul, cantitatea de azot continuă conținută și data aplicării, tipului și cantității oricărui îngrășământ organic aplicat pe teren și data aplicării. Pentru fiecare tip de îngrășământ organic aplicat se va preciza natura acestuia și tipul de animale de la care provin. Tipul oricărei culturi, data la care a fost semănată și data recoltării, numărului animalelor, speciilor acestora și marcarea lor, cantității oricărui tip de îngrășământ de origine animală și natura acestuia, gunoi de graș, compus de gunoi de graș, dejecții lichide, dejecții semifluide costoase, îngrășăminte organice lichide, nămol de canalizare, exportat, data efectuării exportului, precum și numele și adresa destinatară. Pentru a putea fi utilizat sau comercializat în alte localități cu deficit de îngrășăminte organice, excedentul de gunoi de la unitățile cu personalitate juridică vor proceda la tratarea acestuia, uscarea rapidă sau compostare. Orice document îndormit potrivit articolului pe o perioadă de 5 ani de la ultima evidență registrată. Termenul este permanent. Terenurile arabile afectate puternic de procesele de eroziune hibridă, suprafață și adâncime se vor împăduri. Pe pășune din zona vulnerabilă a localității se vor acorda autorizații de pășunat calculate la nivel de unitate vită mare, care să nu conducă la depășirea normei de 170 kg per hectar per an. La construcția depozitelor de bălegar solid se va avea în vedere că acestea să aibă o bază din beton, să fie prevăzută cu pereți de sprijin și sistem de colectare a efluenților, în special a celor care se produc în timpul ploilor. Se vor lua măsuri adecvate pentru minimalizarea scurgerilor de nitrați provenit din activitățile casnice către corpurile de apă subterane și de suprafață. Comisia pentru aplicarea și monitorizarea planului de acțiune la nivelul comunei, Gheorghiță Nicolae, viceprimar, președinte, Vasilache Ilie, șef SBSU, membru, Măcălău Mihail, agent agricol, membru, Deleu Ioan, secretar, membru, Apostol Gheorghe, compartiment al urbanism, membru, Folea, compartiment, impozite și taxe, membru, Dragomir Cristian, consilier juridic, membru. Asta este propunerea pentru plan. Am citit așa măsurile, pentru că poate acum nu prezentată din prezent de interes, e adevărat, dar nu atât de mult, însă pe viitor cu siguranță se va pune accent pe chestiunea asta și aș vrea ca peste 2, 3, 5, 10 ani să până la final nu știu nimic de chestiunea asta. Vedeți că se pune accent de la autorităților, la 6 unități. Mai avem câțiva agenții economici care erază acum în Ministria Cașii, care au mai mult de autorități. Domnul Tăr, sunt vreo 4-5, mai mult. Deci, lor ar trebui să-i facem să-i aducem la cunoștință planul. Dar de obicei ăștia au proiecte și au măsături. Foarte bine, dar să fie oameni, să fie oameni, să știe despre ce e. Da. Dacă sunt comentarii, vizavi de material. Dacă îți propune. Comentarii. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Este ceva cu grupă, să abține ceva? Ceva cu 2? La punctul 2 avem schimbarea vremurilor și școală gimnazială în Măstrea Cașii, cu clasă 1 în Măstrea Cașii, în școală gimnazială. Da, clasă. Mă rog, tot așa era. Așa, școala gimnazială Regina Marică. Am făcut odată, da, dar am revocat-o pentru că nu aveam avizul comisiei de la Am primit avizul. Deci am primit avizul de la instituția prefectului, avizul numărul 17.736 pe 12 din 11 a 10 a 2017.
2015, în care Comisia de Atribuire de Denumire a Județului Bacău avizează favorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin de schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin și Școala Gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin. Dacă sunteți de acord, puteți să puneți la vot. La punctul 3. La punctul 3, eu vă prezint un material. Nu știu asta. Nu, la ei punctul 4. 4. E 4. E 4. Cu 3 nu se aprobă. Dar nu, aprobare este de trebuie. Nu. La punctul 3, da, e bine, la punctul 3 l-ați făcut dumneavoastră acolo, da, dar ați da, clarificat. Ați văzut că doamna președinte la a exclus de pe ordinea de zi, pentru că l-au retras cei de la ADIF, nu l-au mai... Au spus că nu-i mai interesat. Și din cauza asta am trecut la puterea la punctul 3. 3, dar... În cazul nostru, la conform... Da. Direcția Sindică Bacău, Consiliul Industrial Cașin, printr-o adresă, ne face cunoscut, în conformitate cu AGE 715/2017, regulamentul de valorificare a masei limnoase din Fondul Forestier Proprietate Publică, articolul 45 aliniatul 12 și 13, coroborat cu articolul 4 aliniatul 1, vă rugăm să aprobați valorificarea masei limnoase la populația Comunei Mănăstirea Cașin, din partizile 112, 113, 115, 115. Alăturat, vă înaintăm eficiența economică și procesul tehnologic al partizilor menționate. Deci luăm 3 și 4 în... Nu, 3, nu, da, 4 și 5, 3 și 4. Da. Da. La ce, la ordine? A, când îi cumplăm? Da, e bună așteptare și informarea privind deficiența. Da, da, același punct. Ne discutam la pachet. Da. Ca să zic, deci, discutăm în partida 112, UA 41. Asta este pe Viața Ghidoina. Dar toate sunt în zona aia. Dar, în fi. Partida 112 are un volum total de 533 de metri cubi. Și este împărțit, au împărțit-o ei aici, au o fișă specială. Probabil că îi interesează și mai. Problema, problema este că fundamentarii preț pentru sortiment la 112. Da, dar o să vă dau citire așa și la... Ei dau un... Deci la... lemnul rotund de brat, cu diametru mai mare de 24 de centimetri, un volum de 20 de metri cubi, prețul unitar 323 de lei, răspund lemn de lucru, lemn de lucru, aici discutăm de lemn de lucru, da. 323 de lei. Da, da, lemn de lucru. Deci 7 milioane. Asta e de construcții sau ce? Da, da, da. Dacă mai mare de 24 la capul subțire. Dar foioase sau? Nu, da, da. Lemn de brat. Rotund, brat mai mare, cu diametru mai mare de 24 de centimetri. Mai mic de, între 18 și 24, este 202 lei. Fac cu diametru mai mare de 24 de centimetri. Tot la fel, lemn de lucru. E 311 lei, fac cu 8, de la 18 la 24, 182 de lei, molit mai mare de 24, 373 de lei, mi-ai scurt asta. Molit cu diametru de 18-24 nu este, carpel cu diametru mai mare de 24, 242 de lei, carpel cu diametru între 18 și 24, 148 de lei, și la petrimele jumătate de camp, ce? Acum poți să-ți mai faci casă. Ușor. Păi stai în ea. Cam așa. Păi dacă pădurea e a primăria. Mai avem stejar. Da, dar știți foarte bine că noi am dat în administrare. Păi de-aia ei fixează prețul. Bineînțeles, ei fixează, nu. Ei propun și noi aprobăm. Practic sunt niște propuneri. Numai că
Noi nu putem retușa sub hotărârea de guvern la nivel național. Deci ce am făcut noi până acum, că am dat cu 80 de lei metru cub, că așa am făcut noi... Păi să fie după bani, nu? S-a dus. Subvenționat, nu? Da, da. Facem brichete pentru fortul bani, așa. Deci, asta e... Sunt 3 metri cub de stejar la 678 de lei metru cub. Iau eu pe 6. Plop, iarăși 3 metri cub la 241 de lei. Le-am luat un construcții imanere. De brad 137 de lei, dar e un singur metru cub. Da, la vie, că sunt în vie. Le-am rotund, iarăși, de fapt, la omul, da, ce este, cereuri, de fapt, 140, un metru cub, 3 metri cub de carpen, iarăși cereuri 140, și mai avem lemn, foc, fac, 148 de 120, 148 de metri cub, 120 de lei metru cub. Și aici? Sub 18. Sub 18. Lemnul de foc. Da. Și... 148 de metri cub. Care am mână de aici de mână să te duci să cumpere la un milion jumătate? Dar nu, nu ai cum să iei în altă parte. De unde să iei în altă parte? S-a intrat în ea, primar, tot anul la care eu vorbesc de altfară, să dăm la populație. Nu să iei. De exemplu, pe Haroș... A venit acum în Inge. Pe Haroș să dă lemn de luna în septembrie. S-a deschis partida la Adrian Chelar. E adevărat că ăsta aici au întârziat un pic, dar acum e funcțional și pe Prisaca și cu toate. Și Bocoloi aplică toate aceste tarife. Astea-s tarifele. A, astea-s tarifele. Altele nu au. Ne-a dat, ne-a dat în cazul nou. Nu au, domnule. Da, da. Am crezut că facem noi un excepție. Nu mai e. Nu mai e. Și mă vor că nu are nimic să știu. Să dăm un treabă. Deci astea sunt robuse. Exagerat. Deci nu ai cum. Orice hotărâri să zău, este irezală, nu ai cum. Ea e confinată de hotărâri. Că mâine asta am venit cu prea mult. Deci nu ai cum să te duci mai jos, pentru că astea sunt mare. Domnul este spus. Să te duci mai jos, pentru că astea sunt mai mare. Mai sus, da, mai sus. Mai sus, da, mai sus. Deci, metru cub la licitație acum, la agenții economici, se duce peste 2 milioane. Pe picior. Pe picior, pe picior, da. Agenții economici cam așa cumpără, acum cu 2 milioane. Întâia la Priscovință, la Sacoșă, 3 milioane jumătate, dar nu știu, ești 2 milioane. Dar nu mai este 350. Nu mai era asta. 400. Da. Da, deci aici e vorba din partida 112. Deci e gaze naturale, nu mai ne vreau. Da, dar unde e gaze? Da, nu mai am spus. 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 Da, da, celălalt este de mici. Deci celălalt este mic ca și vorbeau ca volum 154, de exemplu, 113, partida 113 de la 65-66. Astea sunt în fundul ghioenei. Și prețul da, 120. Înseamnă că sunt, i-a mers pe 120 de euro de fapt. Înseamnă că mai greu de scos de acolo, nu? De asta e prețul mai mic. Nu, dar e tot la fel, ca și la ceva. Ai levă, adică mai puțin. Asta, cantitatea e mai mică. Are 68 de metri. Cantitatea, partiții mai mici. 68 de metri. Iar asta, la 15, are... Asta e medic, are 21 de metri. De acum nu mai trebuie dat foc la coșeni, trebuie folosiți coșeni. Brichetitatea de paie, ne-am zis.
Vreau să iau legătura cu cei de la Gălgaz, să vedem ce înseamnă, ce ar însemna, ce efort ar însemna, ca să oricum trebuie să ne scriem, conform legislației trebuie să ne scriem pentru gaz. Chiar dacă facem un studiu de fezabilitate, facem scrisoare de intenții pentru Gălgaz, o înaintăm să avem o documentație acolo. Știți ce înseamnă asta? Să modifice corona de la Orex până la casă, să o pună mai groasă. Nu știu. Poate să crească presiunea. Domnul primar, eram aici, era domnul Bucur. Și au venit reprezentanții de la GAD, de la Sibiu sau de la Mâns. Aia, de directorul mare. Și cu directorul ajuns. Era de față și nu mi-a spus nimic. Și domnule, cum faceți? Băgăm gaz? Sunteți de acord? Nu. Nu! Să dăm numai contul acolo, nu-i trebuie, nu-i trebuie. Dom'le, dacă plec de la o regiune, să plec cu un anumit diametru la conductă și vin și aici cu altă, cu mai subțire, la mănăstire. N-a fost de acord. Îți iau de 150. Deci asta este realitatea. Îți iau de mare, vă găsați. Ce să nu știu? Trebuie să mă ridici toată coloarea. Ce să nu știu? Ca și potențial consumator și atunci ei vor veni și vor spune, doamne, merge, trebuie făcut aia, trebuie făcut aia. Potențial va fi. Ce se întâmplă? Prin legislația s-a schimbat. În momentul în care este un număr foarte mare de potențial consumatori, se poate subvenționa 100% lucrarea de către ei. Funcție de numărul de consumatori, atunci se hotărăște, doamne, ori face de gaz toată lucrarea, ori vine și comuna cu un anumit aport, sau să merge până acolo, exact cum am fost la scutarul, când nu ai consumatori, nu interesează, și atunci vii și faci investiția și vă predai lor. Dar ce e gradual, totuși, eu zic că... Deocamdată, trebuie să intrăm pe furgașul normal, că după aia, cu siguranță, o să vă solicităm și dumneavoastră, că o să trebuiască semnături la populație și așa mai departe. Adică va fi de muncă. Eu zic cu cât mai repede, că nu mai repede. Da. Trebuie să mergem în fondurile europene, nu? Nu. Deci pe gaz și pe electricitate, fondurile europene nu vor fi, pentru că se consideră subvenții pentru un agent economic și nu. Poate să dură până la Austria, și așa ne-a făcut. Asta a primit domnul Hoț. Da? Da, haideți, dacă sunteți de acord, supunem la vot. Cine este pentru prețurile? Nu, dar stați un pic. Varianta minimă de prețurile de guvern. Varianta minimă de prețurile de prețurile de guvern care este aceeași. Mai avem ceva toleranță? Nu știu, nu cred că e aceeași. Știți din ce cauză? Pentru că se fac niște lucrări. A spus dumneavoastră că nu putem să... Ei au ca bază, pe care fiecare an se actualizează prețul masei lemnoase pentru anul respectiv. Iar ei când pleacă de la un calcul de eficiență, pleacă de la prețul hotărât de guvern. Nu poate să le ia oricum. Noi am luat atunci, în 2014 sau 2013, când am luat noi, când am făcut regulamentul, în 80 de lei dăm, indiferent ce se întâmplă cu 80 de lei și cu 80 de lei am dat. Da? Ei, ei n-au avertizat de stat, dar noi nu putem să facem chestiunea asta. Și plafonat. Deci, la el e clar plafonat. Păi, păi nu. Păi înseamnă că... E o procedură pe care ei trebuie să o parcurgă. Păi, noi suntem de acord cu ce? Cu ce a hotărât? Cu ce a hotărât economică, păi... Aprobarea calificării masei noastre către populația din comuna Mănăstirea Cașin, pentru patezile 112, 113, 114 și 115. Da. Cine este pentru? Ar fi bine. Deci, apropând, ar fi bine. Scuzați, dacă mai aveți ceva de comentat. Ar fi bine să știm sigur dacă astăzi prețurile. Da. Astea sunt prețurile minime, care le puteam obține. Astea sunt strict pentru populație, deci nu vor fi scoase la licitație. Nu, doamne, nu vor fi scoase. Deci, pentru asta au supus ei. Noi discutăm de consiliul local.
Ce să scoat la licitație altceva, acolo să scot partizile, să faceți... Deci, din cauza asta ne-a cerut ei aprobare, pentru că ele sunt strict pentru populație. Da. Deci și faptul că ne consultă pentru faptul că suntem proprietari noi. Da. Marea problemă nu este la preț, pentru că, într-adevăr, este și la preț, în față de ei. E o dată și jumătate, dar asta s-au dat 20 de ei, au crescut 30%, deci e o creștere, de o creștere mare, na, de la 80 la 120, e 150%. Numai că trebuie dus și luat material de acolo. Asta vreau să te spun. Dacă lași pe ăla ca să vină căruța la tine acasă, e clar că îți cere 6 milioane de... Asta vreau. Un metru jumate și îți cere 6 milioane. Picioare. Să clarificăm. Picioare ori e dat la... E la drum auto sau pe picioare? Nu, la drum auto. Nu? Nu, e la... E la lococioară. E lococioară. Deci să-și pregătești voltaie, e la lococioară. Subsemnatul Bucur George Adrian.
Din Comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău, vă rog prin prezentă să mă aprobați suspendarea din funcția de administrator al SC Domeniul Public și Privat Mănăstirea Cașa SRL pentru perioada 01.01.2018 și până la 31.12.2018 din motive personale. Vă mulțumesc că semnează. Comentarii? Proiectul de hotărâre se propune aprobarea prelungirii suspendării activității domnului Bucur George Adrian și prelungirea contractului de delegare atribuției administrator SC Domeniul Public și Privat Mănăstirea Cașa SRL până la data de 31.12.2018. Da, până la 2018, dar nu, aici nu v-ați legat în proiectul de hotărâre de domnul Soare. Trebuie completat aici. Da. Și exact cum a fost în... Și delegarea domnului Soare. Cu toate drepturile legale sau... Da. Și cu... deci, pentru că sunt foarte multe de făcut iar la Registrul Comerțului, care... Și mai simplu așa. Eu știu, costă în jur de 100 de milioane, iar nimic nu-i bătut în cui. Adică, da, mâine, poate și domnul George Soare să ceară suspendare. Vedeți cum îți... Păi dacă găsiți ceva mai bun, iată. Da, da, e soluția. Și George, adică nu mă ascund faptul că George a zis, domnule, vreau să mai fac încă o tură de ce are el ieșire în străinătate ca să-și facă ceva, să nu vreau să în viață. După care să... Din punct de vedere legal, să poate face treaba asta, prelungirea asta? Da. Cu aprobarea voastră locală. Domnul George Soare vă poate confirma cu hotărârea la Registrul Comerțului să nu putem lucrește pe ea. Bravo. Da? Da. Da. Bun. Cine este pentru? Doamna președinte. S-abține cineva? E cineva împotrivă? Da. 7. Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administrație. Deci, proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de Administrație SC, domeniul public și privat, Mănăstirea Cașii. Deci, alegerea unui Consiliu de Administrație. În urma controlului de la ANAF, sau ce mi s-a cerut. Da. Deci, în... În urma controlului de la ANAF, conform statutului, SC Domeniul Public și Privat trebuie să aibă un Consiliu de Administrație. Dar de la ei sau... Din cadrul Consiliului Local, Mănăstirea Cașa. Implicit, din cadrul consilierului. Propunerea este pentru 3 membri. Vă dau citire și subscris a SC Domeniul Public și Privat Mănăstirea Cașin, reprezentată prin Soare George. Vă rog prin prezentat să desemnați 3 reprezentanți din cadrul Consiliului Local pentru a forma, constitui Consiliul de Administrație al Societății. Semnează administrator Soare George. Deci 3 reprezentanți. Da. Nu știu acum dacă un statut prevede mai mult. Eu, probabil așa prevede și statutul, 3 membri. 3, 5, 7. Oricum trebuie să... Nu. Deci e separat. Probabil la sfârșitul anului Consiliul de Administrație o să ia act de, nu știu, buget, de realizări, de consumare. Ca să trebuie să aibă o forță care să-i controleze. Ce da. Și să ia act de cele, nu știu,
De activitatea desfășurată. De administrația... Consiliul de administrație, toate hotărârile care se vor lua și tot așa, vor fi trecute prin Consiliul de administrație. Exact. Societate, da. Bun. Deci, trebuie să facem... Propune. Trebuie să facem dumneavoastră propune. Ziceți, doamna. Propun pe domnul Votaru. Îl propun pe domnul Lucian. De la domnul Lucian. Așa, deci... Eu îl propun pe domnul Zgăvârdici. Da, perfect. Mai are cineva propunere? Da, păi s-a propus. Păi pot fi propuși mai mulți și se sună la tot. Și pe domnul Butănaru? Da. Bun, deci sunt patru propuneri. Alte propuneri? Mai aveți alte propuneri? Eu propun pe doamna Felici. Cinci propuneri. Cinci propuneri. Mai propune cineva pe cineva? Patru. Ziceți. Domnul Butănaru. Deci, aveți șase. Deci, care zic că ei a zis că vreau să vă mai trec? Așa. Deci, era în ordine. Deci, acum trebuie... Asta a rău. Trebuie să și vrea. Propune. Deci, cine a fost propus primul? Domnul Ciubotaru. Da. Doi. Domnul Chelaru. Domnul Chelaru. Zgăvădici. Zgăvădici, în ordinea propunerilor. Domnul Bucătaru nu este de acord, că am o problemă prea încărcată. Deci, Bucătaru refuză. Deci, domnul Pavel. Pavel. Și doamna Felice. Și cinci ori dat. Bun. Alegem. Supunem la vot în ordinea propunerilor. Cine este pentru ca domnul Ciubotaru să facă parte din Consiliul de Administrație? Deci, Ciubotaru. Primește câte voturi? Și eu. Deci 1, 2, 3, 4 erau, da? 4. Da, să-mi spun... Cine este... Trebuie să spuneți și cine i-a votat. Da, trebuie un proces de vot. Am votat. Eu mai pot vota pe altcineva? Stai pe mine. Ba da, că sunt 3. Deci 3 puteți să votați. Deci doamna Bucă. Doamna Bucă. Doamna Bucă. Cine a fost votat? General. Genera. Și cine a fost erau subsemnat. Și subsemnat. Da, poate vota? Dar nici da, ce să votez? Da, poți să mai votezi. Cum? Ar fi de ce să mai spun dacă vrea? Sau uite acolo. Bun, să punem la vot cine este de acord ca domnul Chelaru să facă parte din Consiliul de Administrație. Deci, 1. Da, s-a domnul, faceți altfel. Vedeți numai cine e împotrivă. Mivut, da? Mivut? Cine mai este așa? Bucătaru. Taru. Damian. Maria Pavel. Pavel. Zăvârdici. Doamna... Dinga. Roșu? Moradu. Moradu. Da, cine e Roșu? Așa? Și Alex. Bine. Așa. Bine, vă rog. Bine, suntem trei. Deci fii trei. Și eu dai. Și eu dai. Da, e bun. Deci... Spune la... Da? Trebuie să stai acolo? 10, 11. Tu ai fost? Roșu. Roșu. 12. Roșu, da, e trecută. Cine este pentru domnul Zgăvârdici să facă parte din Consiliul de Administrație? Deci, așa, hai să luăm. Deci, unanimitate, domnul. Vice nu are. Vice, Roșu. Toți, mă, toți. Toți, toți. Toți. Cine este pentru ca domnul Pavel să facă parte din Consiliul de Administrație? Pavel. Ia să te arăt. Da, ce? De ce? Da, e aici. Ce? Vice. Roșu. Nu? Da, trebuie. Cine mai este? Roșu, tot? Nu. Nu, îți pare. Cine? Pentru pară. Bucătaru. 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 Cine e Lazar? Chelaru. Lazar. 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 Da, Zgăvârdici. Ce pară? Pară. Așa? Dinga.
Dinga, roșu. Nu treci, mă. Dinga, morală. Alegem 15 la urmă, să-i conținete toți. Și are. Deci atunci rămâne. Deci chelarul, zgăvârdiș și Maria Pară. Da. De cine? Domnul chelarul. Așa. Domnul zgăvârdiș și domnul Maria Pară. Așa. Proiectul de hotărâre privind actualizarea domeniului public al comunei Mănăstirea Cașin. Deci da, asta vei și vă referat. Subsemnatul, vă dau citire referatului, subsemnatul Gheorghiță Nicolae, viceprimarul Comunei Mănăstirea Cașin, vă rog să aprobați propunerile de actualizare a inventarului public, a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașin, respectiv modificări, completări, după cum urmează. Având în vedere datele publicate în monitorul oficial 305, în hotărârea de guvernului 7, hotărârea Consiliului Local 24 din 2008, hotărârea Consiliului Local 24 din 2013, hotărârea Consiliului Local 20 din 2015, hotărârea Consiliului Local 27 din 2015, hotărârea Consiliului Local pe 34 din 2015, procesul verbal de punere în posesie numărul 4950 din 2012, decretul prezidențial 233 din 1984, hotărârea de Consiliul Local 48 din 30.05.2017. Propus spre aprobare următoare. Și haideți să le luăm, deci de unde a plecat modificarea. Știți că vorbeam de cele trei tronsoane ale drumurilor care am intrat cu ele la finanțare. Asfaltarea drumului de la Fânărești, către Duhu și până la stație, de autobuz. Drumul de la cimitir, cu ieșire la blocul de locuințe. Drumul de la Toni până la punte, la apostol. După cumva, și mai există studiu de fezabilitate privind continuarea lucrărilor de regularizare a râului Răchiților și, în special, drumul Morii. Acolo, având măsurătorile cadastrale, o să trebuiască să intabulăm suprafețele și implicit și o să trebuiască publicate în hotărârea de guvern. Și atunci, având acum datele corecte, complete, ca și suprafață de metri pătrați. Noi aveam, dacă vă aduceți aminte, vă dau un exemplu, drum, sector, exploatare, lungime 500 de metri, lățime 5 metri. Cam asta era, cam astea erau elementele din exploatare. Pe când, acum, având planul de situație în domeniul de cadastrist, vă dau un exemplu, avem o suprafață totală a terenului, de exemplu, la drumul Sătesc-Cimitir, care are o lungime totală de 1061 de metri liniar și o suprafață totală de 8489 de metri pătrați. Oricât am fi vrut noi, când am făcut actualizarea domeniului public și privat, dacă nu să măsoară de cadastrist, nu poate să-ți dea la milimetru, un metru pătrați. Având lucrările executate, am propus actualizarea domeniului public și privat strict pe aceste tronsoane de drum. Astfel,
la poziția 5 din drumul sătesc. Din drumul sătesc. Bordeanu Constantin până la Marinescu Maria, lungime de 800 de metri pătrați, lățime de 5 metri pătrați, să fie... 5 metri. 5 metri. 5 metri. 5 metri. Scuze. Să aibă următoarele modificări. Să se numească drum, care este de la, care ține de la intersecția Zotadan până la Pârful Nuoara, în paranteză, limită cu extravilană. Adică doar bucățica de la intersecția de la Zotadan până la limita cu extravilană, până la Pârful Nuoara, e cea care a cumpărat casa de la Marinescu. Iar poziția 7, care se numea drum șosea la cimitir până la Codreanu, devine drum sătesc cimitir și se întinde de la Bar El Modan, Bolocan, până la drum județean 115, zona bloc de locuințe. Lungimea este 1061 de metri, lățimea 8 metri, suprafața totală 8489 de metri pătrați. Unde poți cu 8 metri? Din gard în gard, dacă e ridicare topo. Deci din gard în gard. Pentru că nu luați numai strict drum. Pentru că la drum trebuie și șanță. Dar lucrarea vine făcută și cu șanță. Nu-i șanță în om, nu-i la domeniul public. E domeniul public, din gard în gard. Acum, dacă dumneavoastră vă vine a crede, puteți să prua argumenta și merge din un alt rând. Deci, lățimea este variabilă. Acum, nu pot să spun că e 8 metri în curbă, eu știu. 8 metri este ce pasă. Deci, este vorba de o suprafață totală, care este 8489. Dacă împărțim la 1061, dă un mediu de 8 metri. Dar conform legii, cât trebuie să fie un drum de larg? Drum să fie. Asta este un standard ceva? Da, da, este un drum. Nu, nu, ca și cale de rulare trebuie să fie 4 metri. Dacă e larg, ca și cale de rulare, dar noi vorbim și de regularizare de... Minim 5 metri. Nu, 4 metri. Deci, calea de urmare, 4 metri, cu... Acolo e dezavantaj, dar aici poți bagi sensul. Dar sectorul de azi la... Halul și acolo, în obază, dar nu sunt petuit. Într-o parte, nu. Deci, primar a zis că a făcut demersul treabă din de la... Deocamdată știți că este în... Cât trebuie a fost o ministru, că de-o bancă la dunată zile, dar... Cât poate să fie la... Tare aș fi cunos să văd și eu un demers făcut din primărie către prefectură. Da. Poziția 16. Care este vechea denumire drum Fotu Ioan Jitea Ana, șoseaua județeană, lungime de 4.000 de metri, cu o lățime de 6 metri, devine drum sătesc Fânălești, care se întinde de la intersecția drum Sturzești, Ursul Radu, Duhu, Biserica Bunavestire, până la drumul județean 105, zona stației de autobuz, o lungime de 1.615 metri, cu o lățime de 8 metri, suprafața totală de teren, 11.357 de metri pătrați. Poziția 18 se modifică astfel. Pentru că în vechea nomenclatură era drum uliță Băcărești până la Dimulescu Ana. Acum noi în proiect, prin vânzând
inelul și de la Duhul și ieșind în stație în sus, l-am modificat. Și drumul Văcărești rămâne atunci ca și lungime numai până la intersecții la Duhul. Altfel, se numește drum Sătesc Văcărești, care se întinde de la drum județean 115 Văcaru, până la intersecția la Duhul Marian. O lungime de 335 de metri, o lățime de 8 metri, o suprafață totală de 2700 de metri pătrați. Poziția 25. În satul Lupești, drum Tone Radă, Apa Cașin, Lupu Cincu, lungime 1500 de metri pătrați, lățime 6 metri. Noua denumire, drum Sătesc Toni, se întinde de la drum județean 115, Mardăgiu Dan, până la Puntea Apostol. Lungimea 1025 de metri, lățimea 8 metri, suprafața totală de teren 7881 de metri pătrați. În anexa 1 a hotărârii de Consiliul Local numărul 48 din 30.05.2017, poziția 114, se modifică astfel. Drumul Sătesc 141, care se întinde de la Canton, la Măcălău Cristi, până în Apa Cașinului, v-am spus că a fost măsurat și actualizat și suprafeței, are o suprafață totală de 1380 de metri pătrați, cu o lungime de 230 de metri și o lățime de 6 metri. Poziția 115, care reprezintă DS 147, se întinde de la Corojan-Gelu, la intersecție la Vițeluș, până la Apa Cașinului, avea o lungime de 200 de metri, acum actualizată are o lungime de 330 de metri, o lățime de 12 metri, este din gard în gard, și cu o suprafață totală 3960 de metri pătrați. 12 metri? Unde este mai specială? De la Porojan către Apa Cașinului. Din gard în gard. Vorbim din gard în gard pentru că așa au fost luate repede. Pentru că acolo se are în vedere și într-o parte și într-alta s-are în vedere și acostamentele și șanțele. Drumul Sătesc 149 la poziția 116 se întinde de la drumul Sătesc 147, cel care vine la Valei, până la familia Vițeluș Gheorghe. E bucățica aia de drum care face... deservește pe cei trei doi Vițeluș și un pârâu. Are o lungime de 50 de metri și o lățime de 6 metri. O suprafață totală de 300 de metri pătrați. Poziția 117. Are indicativul DCD 4049, se întinde de la drum județean 115, la Geană, la Rusul Neculai și până la Gelul de Leu. Nu, până la Rusul Neculai, strict. Și are o lungime de 850 și o lățime de 8 metri, 10.200. Rusul Neculai, la care vă rețin, dar vorbim. Da. Și a rămas o poziție care n-a fost prinsă în cadastru. Este zona de la drum Sătesc Alexandru, poziție nouă, care se întinde de la drum județean 115, de la Jitea Ion, la Dinulescu Neculai și până la intersecția cu ulița Sturzești. Acolo n-am reușit să calculez lungimea, are un lățime de 8 metri și o suprafață totală care va fi. Și acolo aici la Sturz, aici, nu? Da. Pentru că el inițial a fost... 5 metri. El inițial a fost pe fetea hotărârii de guvern din punctul de la Jitea,
și să o prea până la duh. Acum am spus că mergând cu după proiectul cu cele trei tronsoane drum care vor fi asfaltate. Deci se pleacă de la ulița Sturzei și se merge pe la Neipu de jos, se ajunge sus la Dubu, până în stație în sus. Astea au fost modificările condiționate de proiectele în derulare și având la bază lucrările cadastrale. Domn Vicen, drumul ăla de aici, de la Troiță, de la Josea, de la Rusul, de la Mielul Rus, pe Gal, până la Geo de Leu, ăla e tot drum forestier, nu, da. Nu intră în domeniul ăsta, nu, nu pleca noi, la primărie. Nu. Acolo. Deci. E același. Sunt ultime oameni. Ce sunt? Sunt ultime oameni acolo. Mă refer la Harul. Eu vorbesc de drumul, nu de oameni. Păi, dar nu. Cam așa se pune. Haideți, lăsăm comentariile. Dar ce sunt, cum să nu comentez, domnul Ghești? Comentați la domnul Ghești. Dar domnul de zile, domnule, treceți-l la... Care, în domeniul privat, într-un domeniul primăriei. Am avut o lucrare. Să am un domeniu public, un inventar care trebuia actualizat. Până nu l-am în lista de inventar, nu pot să fac nimic. Atunci plătesc taxele, domnule, că eu plătesc așa la asfalt. Ei! Păi da, corect. Eu merg pe drum forestier acasă, la domiciliu. S-a pomenit undeva în anul 2017. Să merge într-o comună pe, în intrabilat pe drum forestier. Asta nu vreau să spun serios. Nu vreau să spun serios. Liniștea de acolo... Lasă liniștea acolo. Costă. Așa zice domnul Vicen. Că liniștea de acolo costă. Vedeți pe drum forestier. Dar probabil în vor exista în viitor. Probabil o să vă ocupați de treaba asta. Dacă tot sunt case acolo de rurali. Dar nu numai casele aici. Și s-a locat. Păi da, s-a locat. E s-a locat. N-a descurcat. N-a descurcat. Am făcut front comun cu acolo, sigur, așa nu s-a pus. Da, mai trebuie. Dacă mai aveți ceva de spus vis-a-vis de modificarea și actualizarea domeniului public al Mărului Mănăstirea Cașin, eu mă gândeam așa, având în vedere că a spus acolo o lățime de 8 metri, omul care nu se încadrează în cei 8 metri și faci, trebuie de acasă înapoi. Corect. E domeniul public. Nu? E variabil. Este variabil. Noi avem aici, dacă... Deci, nu se pune problema asta, asta vreau nu, 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 nu se merge cu el la 8 metri și deci urcă la suprafața și a împărțit-o și i-a dat o lățime. Am înțeles, am înțeles, dar trecut acolo și noi hotărând că se modifică în felul acesta, nu. Peste ani de zile s-ar putea să vină. Cont metri are, nu îi dăți gardul înapoi, că e domeniul public, sau îl pune să plătească chirie pe terenul pe care îl ocupă. Nu se pune problema așa, nu? Odată ce se intabulează, așa rămâne. Păi, nu mai poate intra în domeniul public. Exact, da, da. Păi nu mai poate, dar nici nu poate să puteți să-l dați înapoi dacă este domeniul public. Asta nu așa. Acum, deci aici s-a făcut lucrarea din gard în gard. N-au fost, nu s-au constatat litigii, călcarea domeniului public. Și noi vorbim de suprafața totală. Dacă vreți, noi lățimea medie o să scoatem de acolo. Eu am, ați văzut cadastristul îmi dă o lungime totală care e 1061 și o suprafață totală de teren. Și asta ar fi o soluție bună, ca pe viitor să nu existe, exact cum a spus doamna Felice, da. Băi, mă fi reprezentantul la primărie și spune, băi, am 8 metri, du-te cu gata. Păi da, asta mă gândesc. Noi aproape 8 metri, asta e domeniul public, ești afară de domeniul public. E posibil, e posibil să zic că, domnule, când a fost, s-a făcut cadastru, a fost 8 metri. Acum mai sunt 8, îți spun la 6. Înseamnă că, da, atâta poate să te măsteți la 1 metri, că doar nu din 12 ani, de 18 ani, uite că e vechiul de aici. Da. Poți să dau un apoi, da? Dacă asta e o soluție să scoată ăștia 8 metri, se poate rezolva. Nu? Deci soluția nu este, adică nimeni nu vrea să meargă la înțeles, scoane pe 8 metri. Nu, dacă nu este. Iar merge, dar... Vreau să nu se apurează, rămâne sfânt. Băi, e clar. Păi da, așa se pune. Nu mai bine că face cineva o construcție și iasă cu... Nu mai poate de față de... Dar nu se iasă, nu se iasă, nu are suprafață. Dacă el are 8 metri și el are numai 6 și automat zice, domnule, aici s-a făcut catastrofă, 8 metri, care-i treaba? De ce nu ea este suprafață? De ce e numai lățimea? Înseamnă, ea e o să vină altă conducere și atunci zice, nu, să vă scoadă asta. Nu,
că s-a făcut o medie, este clar. Dar eu pun problema omului de rând care peste ani, așa, va fi o altă conducere la primărie, ia documentul. Dom'le, trebuie să am 8 metri. Mă duc la om acasă, spun, dom'le, tu ești cu un metru mai încoace, le trageți gardul, că eu am drumul de 8 metri. Deci asta vreau să spun. Nu se ajunge la situația asta, deși sigur se ajunge, că peste ani și ani, sigur se va ajunge. Bine, domnule, am înțeles asta. Iar în momentul în care, deci, vorbim de lucrările pe care le-am executat, cel puțin aici în Pârpulești, unde a trebuit să lărgim pentru, eu știu, utilitate publică, vreau să vă spun că am avut tot sprijinul cetățenilor și nu au avut niciun fel de probleme. Acum, na, dacă găsim și unul care protestă, asta este. Da? Bun. Dacă nu mai sunt date discuții vis-a-vis de această problemă, cine este pentru actualizarea domeniului urbanului? Suntem de acord și trebuie să scoatem mai au 8 metri, domnule. Da, 8 metri și 6 metri. Dar nu mai am putea să-i scoatem. Cine este pentru? Da, deci îi scoate pe 8 metri și rămâne. Este cineva împotrivă? Se abține? Eu mă abțin. Deci ați notat acolo? Deci se abține? Mai e cineva împotrivă? Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de închiriere a utilajelor către persoane fizice din Comuna Mănăstirea Cașin și Comuna Mănăstirea Cașin. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de închiriere a utilajelor. Da. Comuna Mănăstirea Cașin. Comuna Mănăstirea Cașin, adică primărie. Adică primărie, da, am înțeles că și urgeam, adică e vorba de persoane fizice. Către Consiliul Local Mănăstirea Cașin. Vă rog, prezidenta, să aprobați modificarea tarifului de închiriere utilaje spre închirierea către persoanele fizice din Comuna Mănăstirea Cașin și Comuna Cașin, menționat de faptul că prețul combustibilului a crescut, utilajele sunt utilizate și necesită mentenanță pentru următoarele tarife. Persoane fizice. Locuitori ai Comunei Mănăstirea Cașin, autobasculanta, 90 de lei per oră. Cât a fost? 70 de lei. Buldo excavator, 90 de lei per oră. Taful, 90 de lei per oră. Pentru Comuna... 70 toate? Da. A fost 70. Pentru Comuna Mănăstirea Cașin, autobasculanta, 90 de lei per oră. Dar eu parcă auzisem și pe la televizor, nu se mărește nicio taxă, nici mică, văd că toate se mărește. Dacă de la așa, că zici cum, adică, și parcă așa auzisem. Să nu mă mărim un preț. Cum? Că trebuie să fie precizie de un pic. De eu parcă așa auzisem, că dar și totuși realitatea. Păi nu e vorba de taxe, eu văd că toate, adică toate prețurile cresc, nu neapărat taxe. Avem și taxe. Care scad? Domnule, am înțeles că și pentru aceste utilaje, deci faptul că prețul crește de la 70 la 90, înseamnă că a crescut prețul combustibilului, a crescut prețul, nu știu, celui care a crescut salariul. A crescut internetul de trai. Domnul Soare, aveți un material ca... Am o situație a persoanelor din Comuna Mănăstirea Cașin fără beneficia din închiderea utilajelor. Așa, da. Ce v-am rugat să faceți? Da, o analiză? O analiză a situației și mi-a spus că nu a fost suma de 70 de lei cheltuielile. Acum... 70 lei se scade și taxe și impozite, salarii, combustibil, utilajele au îmbătrânit și au nevoie. De ulei, filtri, da. Fotoni și așa. Societatea de spate. Aici trebuie să zic ceva, să fie banal. Dar nu spune la plătări și nu spune la plătări. Eu am zis de ce la... Păi, să spună plate la robot sau știu eu... Dar e bine, dar suma de 70 de lei, nu s-a făcut. Eu sunt de acord pentru ta. Și 100 de lei pe oră. Problema este în felul următor. Dacă ați avea angajat și un drujbaș și o legătură, adică același om să facă treaba asta. Da, ce ce se compensează treaba asta? Adică când se te duci la un om, ca persoană fizică, poate în vârstă, nu știe să lege la taful, nu știe să-și purte lemnul. Ar fi foarte bine. Dacă ar fi un om, și un milion de euro. Un milion de euro, corect. Că dacă tu te duci cu taful și ei rup gâtul ăla, și dai seama răspunde viața lui. Da, asta e iar, trebuie să-i
parțial. Păi nu știu, te autorizezi pentru exploatări, mai scrie singur. Da, o soluție, face ceva, mai bine să mai faci exploatări. Dar, pentru că persoanele din comună nu sunt măsură să legi la tavă. E o chestie și acolo, legi jos, deviați, iar dai tafă înapoi, iar legi, iar... Sau să fie o persoană opțională. Omul solicită, vrea, dai persoana, mai plătește atât. Poate să o ții pe la stand-by, ca televizor? Nu. Și așa, la o zi de chirie, deci niciodată nu am mers staff-ul 8 ore, pentru că știți cum are nevoie de taf? Păi cât? 3 ore, 4 ore. Sau 5 ore. Păi chiar, de majoritatea. Cât au închiriat? Da, cel mai ce de lechiriați? Citeți un pic materialul ca să ne facem și noi o idee. Ca să iei 11 ani de anumii, 17 ori mai reclare, exportare de foc din pădurea plotului, zonă pe finești. Și ca și ore, ca și număr de ore? Nu am. Nu aveți? Dacă tu știi despre ce-i vorba, așa cum îți spune. Da, de 2-3 ore, cam așa. Sunt, care au 6 ori, 7 ori, depinde cât le mai. Ceea ce spuneți dumneavoastră, să știți că, nu de fiecare dată, dar de majoritatea dăților, când se închiriază taful, se duce tafistul și se duce și încă un băiat ca să-l ajute. Nu-i drujba, e... Nu-i drujba, se duce. Nu, 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 domnul Geană, care șofer și pe basculă. Da, nu fai nimic. De nu ai puteți folosi. Da. E un pic complicat treaba. Nu poți. Adică nu poți să te duci. Băi, vezi că ți-am primit și legător, nu ăla. Da. Băi, dă-l de o jumătate. Ce se întâmplă? Să dă tafizul jos și leagă el. Dar nu poate că vreau să ceri. Și să-și treabă pierde timpul, deci. Dar nu poate, pentru că ăla n-are. Și nu poate, da. Da, să-mi să joc. Da. Trebuie schimbat că ligul pus sus, da, la jos. Asta zic, ca tine. Și o să se vede. Chestiunea este că la 70 de ani este nu s-a informat și... Asta este. Acum dumneavoastră... Un cariat a făcut 370 de lei. Plătiți un ajutor, nu mai plătiți un ajutor. Căruțul vă duc acasă. La care duce acasă, omul care... Omul care închiriază tafă. Da. Da, ia duce cât e, duce 2 metri, 3 metri cu o dată, nu ia duce din Mântărâș. De ce îi duce acasă? Nu, dacă te duce până la urmă, unde poți să le pui în mașină? Nu, da. Nu, trebuie să-l aduce, cu calegători. Ne-am dat să rămâne pe drumurile publice? Da, dar poți să-l aduce la urmă, vreau să-l aduce la urmă, vreau să-l aduce la urmă. Da, da. Bine, vreau să se mărească la 10 lei, 1 leu, adică să facă 80, chiar 20. Nu, 10, nu, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Acum, probabil, ca și la celelalte hotărâri din Consiliu, o să fie propuneri. Acum, că îi face ce anul dintr-o dată 20-30%. Era bine să veni George cu analiză și fii spus. Pentru o oră de funcționare, TAF-ul consumă sau cheltuim... Ca să justifici. Cheltuim, cheltuim real. 80 de lei. Nu, nu, dar ați înțeles, hotelajele sunt vechite, au început să prindă o vechime și se pagă o furtună. Am sub costă 5 milioane. Trebuie să-l amortizezi tot din suma. Absolut. Da, dar costumul la un hotelaj, poți să-l faci. Nu chiar așa. Îți duce electromotorul. Anul 2016. Anul 2016. Cu mentenanță, 100.000 de lei. 10.000 de lei. Da, da, da. Și atunci reiese că a funcționat 20 de ore, am cheltuit cu el 10.000 de lei pe piese, 20 de lei. Și atunci facem cât a costat ora de exploatare. Mă nu este a făcut de ajuns la suma asta. Da, dar să vă spun, și tafigen să facem consum pentru că el sunt zone care e nu, dar nu știu cum e consumul la mililitru. Este anual. Anual. Anual am cheltuit pe piese 10 mile, de mă prind pe mătărime 15 mile. Am cheltuit de combustibil în ianuar. Așa, 4.803 lei, în primăvară 2.603 lei, în total 33.698. Total, cheltuit combustibil. Cheltuiel combustibil. Combustibil. Și câte ore s-a făcut? În casări am... Hai ce-ți face balanță? Anual am 130.835 și cheltuielii, astea sunt cheltuielii,
Nu, dar nu. Nu, dar nu. Dar nu, dar nu. Dar nu, dar nu. Nu, tot la, au același preț din cauza asta de a fost. Da, da, și atunci, și atunci de aici poți să-mi poți să-ți vezi o medie cât a fost atunci la oră de funcționare. Deci aici, marea majoritate, perioada din oameni, și mai ales în perioada din toamnă. Este adevărat că solicitarea mea și la buldoi excavator și la basculantă, dar asta doar ocazionat de anumite lucrări pe care le face omul în curte. Că nivelează teren, că sapă o fosă, că sapă un șanț, că așa, deci astea sunt lucrări, sau sapă o fundație, tot șanț. Și nu vorbim de lucrările publice pe care le facem noi, e vorba de ceea ce are impact asupra omului, direct, care îi plătește. Ba da, cum să lucrările primăriei? Ba da, noi ne contăm, dar nu asta e problema. Noi și pentru primărie, să de noi discutăm de persoane, pentru că cel mai mare impact îl are asupra omului, nu îl are. Noi primăria ori cu 10 lei, ori fără 10 lei, vă dați seama că nu e un impediment pentru noi. Dar impactul este pentru oameni. Dacă veniți cu taful, că am plecat de la propunerea pe care a făcut-o domnul Roșu, dacă plecăm cu taful la 100 de lei, de ce am spus o medie din 90? 90, ca să compensezi. Ca să putem să compensăm una cu cealaltă, știi? Să, că, până la urmă, dacă 80 cu 100, băță la 2, tot 90. 90, ai senzație că e mai ieftin. Da, ai senzația, a spus bine, că ai senzația, dar nu este. Din cauza asta, noi am încercat să-l dimensionăm, de asta le-am spus și pe domnul George, ca să le facă în așa fel încât nici noi să mergem în pierdere, că vă dați seama că și utilajele astea, ai o uzură cu tot dragostea și tot, na, până la urmă, haideți să le dăm, să le folosim. Degeaba, că ați văzut, noi am ținut la ele. Nu le-am încheriat altor persoane, le-am dat doar exact cum am pus noi condițiile inițial, așa am respectat. Și ca drept dovadă că ele funcționează și la ora asta. Gândiți-vă că utilajele astea le-am luat în 2009, da? Sau în 2008-2009 le-am luat. Și ele funcționează și la ora asta. Mai puțin taful care l-am luat mai târziu, adevărat, în 2012. Contează și meseria și contează și felul cum îl exploatez. Îl avem pe Florin Bogatu, care e un bun meseriaș, care băiatul s-a întreținut. Nu vă ascund și faptul că mecanicii au salariul minim pe economie. Ei au rămas cu salariile vechi, da? Deci aveau inițial, dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost în perioada când am dat drumul la sistemul de salarizare, în perioada 2010. La nivelul anului 2010, ei aveau niște salarii destul de frumușele, da? E, de la momentul ăla, nu s-au mai mărit salariile. Deci ei au ajuns acum să le ajuteau salariul minim pe economie. Da. O să-mi spuneți, doamne, da, e adevărat, dar nici... O să-mi spuneți, consilieri, nu o să mai avem. Au 11.000... Nu! Da. Comitatul 1450 salariu. Adică noi avem pretenții să fie întreținut utilaj, să stea așa. Deci, ceea ce facem noi dacă măresc tarifele astea un pic, o să ne găsească și salariile lor, că o să avem și o propunere de mărire de salarii la ei un pic. Că noi avem salarii, de, avem utilaj de câteva miliarde acolo, dar oamenii nu sunt chiar bine plătiți.
Și a trebuit să echilibrăm totuși chestiunea. Ați făcut 90, frate. 90. Mai e... Eu cred că din analiza făcută... 90 e un preț, ca să v-am spus, nu puteam să mergem că va face concurență la firmele care au utilaje și ne batem cu aia, ne batem cu ce? Cu ghilocaș, da? Care vine cu excavator, spune, ne-a dat 1,5 milioane pe oară și îți dau un excavator pe care vine mai. Deci noi îl avem și vrem să le ținem. Cum? Și mai este. Posibil, posibil să fie și mai ieri. Nu știu, am aruncat o... Sub 1 milion? Nu, sub 1 milion nu există. Nu există, sub 1 milion. Haideți să luăm și un pic nivelul pieței. Nivelul de închiriere, utilaje din piața liberă. Sub 100 de lei pe oară nu există. Nu există. Nici eu cu tractorașul. Bun. Mai are cineva ceva de spus? Să ai de acest semnat și până la vot? Cine este pentru? Toți. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Următorul punct. E aici la început. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018. George, dacă domnul consilier, dacă e pe domnul George, dacă trebuie să face. Dar nici nu trebuie să-și ceară voie, pentru că el practic nu e consilier și a terminat. Nu, are și subordonează Consiliul Local. Ce? Da? Da, el e local, cum să nu? Mai ales că are Consiliul Director acum în funcție. Dar nu are directorul. Poate trebuia fost la alegerile. Poate trebuia fost la punctul 1, era cel mai important punct de pe ordinea de zi, însă probabil că un secretar l-a minimalizat prin faptul că nu se întâmplă nimic cu el. Vreau să spun la același nivel cu taxele și impozitele, cum am fost pe anul 2017, cu o singură excepție, revin la dorința mea de a mări totuși taxa pentru cămin, ca să putem să facem ceva acolo, că nu, pur și simplu suntem blocați acolo la cămin, neavând surse, vă dați seama că așa. Deci, singura modificare pe care o propunem la impozitele locale pentru anul 2018 este mărirea taxei pentru folosința căminului de la 400, era așa, de la 500 la 800. De ce cauză spun asta? Pentru că au început să vină din exterior. Vin de la Curița, vin din altă parte, e foarte ieftin și le punem la dispoziție. Nu pot să-i spun, omule, doamne, nu ieși la mănăstrie acasă și nu-ți aprob cerea. Pentru că, în principiile Uniunii Europene, nu dă voie să fac chestiunea asta. În general, sunt legați de mănăstrie acasă. Bacă au rude, bacă au... Da? Eu vă spun, în general, faptul că e foarte ieftin, atrage și vin din altă parte. Dar, bineînțeles, nu poți să-i... Nu poți să-i... Ai fost din Ozutul la Onești? Nu, nici nu vreau, pentru aceea să nu-i primească. Nu, ideea este că noi consumăm acolo. Noi consumăm... Acum. Da, sunt destule. Un curent... Se poate face aceeași situație cum făcea... Trebuie făcut curățenie, trebuie făcut acum, totul se face din inerție. Dar vreau să vă spun că... De ce n-ai? Am avut o situație acum de... Vidanjare, a trebuit să fac, să închiriez două nunți ca să fac, să poată efectua o vidanjare. Pentru că... Da, că-s mulți, iar nu. 8.700.000 am fost făcut vidanjare. Bă, dar că și imediat omului, poți să... Nu s-a mai făcut o vidanjare de... Cred că 20... Nu. 5-6 ani. Da, trebuia făcut așa, trebuia făcut. La 5 ani, bun. Da. Deci, dacă vreți, eu dau citire și... Taxele rămân la fel ca pe anul 2017. Singura schimbare este taxa la cămin, 800 de lei pe... Fiți atenți, deci am schimbat doar pentru evenimente gen nunți, pentru astea, evenimentele de noapte.
Pentru celălalt au rămas la fel. Pentru spectacol erau 100 de lei, deci cum erau închiriere. Deci atât era ce. Are cineva ceva de spus? Atunci se pune la vot. Cine este pentru stabilirea taxelor pentru 2018? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui lot de teren în satul Scutaru, domnului Dumitru Constantin. Și cine l-a cerat? Domnul Bauer. Da. Nu știu dacă știți, e cel care are casă din partea dreaptă, chiar la bandieră Florilascu. Florin Pam. Florin Pam. E ultima casă din partea dreaptă și a văzut casa. Domnului Dumitru Constantin. Constantin. A făcut lui. Da, e problema lui. Ce, fiind bine că e rău, probabil că da, da. Cert este că el îndeplinește condițiile concesiunii. Știți care era procedura cu aprobarea Consiliului Local, în baza contractului de vânzare și cumpărare, care îl are anex aici, autentificat la notariat, la notar Bogdan Vânceanu, așa, sub numărul... Au certificat sub numărul 1805 din 13 octombrie 2017. Așa. El cere Consiliul Local, în primarția Pavel Florin, cu cererea 6436. Vă rog, pe prezentă, să-mi aprobați concesionarea lotului SM6, situat în satul Scutaru, domnului Dumitru Constantin, deoarece cel mai pot continua lucrările din motive financiare, scris el aici, mă rog. Dar e vorba de, înțeles, terenul concesionat este construit o casă pentru sine, care face obiect cu contractul de vânzare, cumpărare, 1805. Probabil mai vrea să fac el ceva acolo. Deci, clar, nu și-a văzut casa, n-ai ce să mai... Se pune la vot? Da. Dacă este pentru? Vot cu concesiunea către domnul Dumitru Constantin. Deci este cineva împotrivă? Se abține cineva? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidență unui mijloc de transport și darea în scădere a impozitului datorat pentru Jitea, pentru domnul Jitea Mircea. Cum? Sigur. Da, nu știu. Deci, proiect de hotărâre aprobarea scoaterii din evidență unui mijloc de transport. Da. Haideți să vă explic cu discuțiile lor. Deci domnul Jitea Mircea, el a domiciliat la Brașov. A avut înscris acolo o dacie, 1310. El a vândut-o. Și spune omul așa, soționatul Jitea Mircea, născut în 24-3-1958, în localitatea Mănăstirea Cașinului de Bacău, va aduc la cunoștință următoare. În anul 1994 am cumpărat o dacie 1310 brev, pe care am vândut-o în anul 1996. Am făcut radierea la Primăria Brașov, iar în 2017 Primăria Brașov trimite spre plată și înregistrarea la Primăria Mănăstirea Cașin, o trimite spre plată și înregistrarea la Primăria Mănăstirea Cașin, a urmat domiciliul, știți? Am încercat să fac dovada vânzării, dar nu am găsit niciun act. Vă rog, prin prezenta, să-mi aprobați scoaterea în evidență și scăderea impozitului. Are o declarație... Prin propria răspundere, da. Dar el rămâne cu debitul. Când vă dați seama, din 2006, când am vândut-o, el i-a tot calculat, știți? Și cei la Brașov i-a trimis-o la noi, da. Și era bun de plată, chiar dacă nu mai avea mașină. Și... Eu nu știu corect, așa? Nu, totuși, după contractul de vânzare, cumpărare, nu trebuie să fie la Brașov? Cred că a vândut-o cu o ardeziune. În momentul când i-a pus stampila fiscală de acolo, i-au trimis... Dar mai avut cazul de genul ăsta. Mai avut, dacă v-ați aminti, bunițe, tot la fel, la mână. Același lucru. Era ziua să nu se scoate în evidență. Și fiți atenți aici. Deci, Brașovul trimite la Mănăstirea Cașin, deci pe un debit curent de 67 de lei, cu o rămășiță de 525 de lei, are majorările evidențiate de 697 de lei,
majorări la zi 21 de lei, penalități 11 lei, cheltuieli de executare și silită 36 de lei. Deci, toate majorările astea depășeau debitul inițial. Vă dați seama, avea 67 de lei. Da. Și un total de 1200, 1300 de lei. De la 67 de lei. De la 67 de lei, da. Bun, băi, început. Iar doamna Olaru face referat și spune așa. Domnul Jutean Mircea, domiciliat de Comuna Mănăstirea Cașin, este înregistrat în evidențele noastre fiscale cu un autoteris Dacia 1310, dosarul autoteris de primăria Brașov în anul 2014. Aceasta a înregistrat autoterismul în anul 1994 la primăria Brașov și apoi l-a vândut în 1996. A prezentat radierea la primăria Brașov fără a fi radiat din evidența fiscală. În urma cererii 6323, anexă la prezent, a propus scoaterea din evidența mijlocului de transport și darea în scădere a sumei de 1978 de lei, 785 de lei, plus 1193 majorări. A crescut de la 60 de lei. Deci nu mai are. Deci Dacia lui. Bună plată, nu mai are. Da, dar el de asta atingi, nu a văzut că e bine. Bună plată. Nu i-am văzut, pentru că s-a mutat la mănăstire. Din 2014 până 2017, toată lumea s-a uitat pe el să vadă. Hai, poate așa a zis cine. Gradierea pe care și nu-i zimit. Dacă îl cunoașteți, nu cine-i? Nu. Cine? Jitea din... din Chioina. Păi Jitea să... Domnul consilier, în momentul în care ai un venit fictiv, fără drepturi reale, normal că, practic, e o reglare de situație, nu-i acum are cineva, păi mă apuc acum să-mi scutesc pe danjitea de impozit pe... Dar nu suntem noi competenți. De ce? Dar cine să facă chestia asta? El avea obligația de la Brașov să rezolve situația, în condiții când a văzut când a vândut-o în 2014. Omul s-a mutat la Mănăstirea Cașin și el... Când a plecat de la Brașov, vrea să fie la zero cu toate. Trebuia să fie, dar el a știut că e problema rezolvată. De la fiți de acolo nu i-a dus la cunoștință. Nu i-a mai adus nimeni. Nu i-a dus. Când s-au interesat, el... Când a vândut apartamentul sau casă, ce-a fost acolo. Eu vă spun ce am la dosar acum, da. Noi nu facem logii pentru eu. Da. Eu zic să nu lăsați să scădem tot acolo. Doamne, n-aveți la cine lua 20 milioane. Da. Ce vreau mai multe? De ce nu a venit în Brașov de oameni cu... A venit de Amărât. Stă cu un moșneaș și îi face focul și îi dă ăla de mâncare. N-are alt bine. Spune-mi la rost atunci. Cine este pentru? Să se poate încăși la un om care pot de altă parte. Dar cine este împotrivă sau apar? Deci, s-a văzut cine este pentru, că a fost puțin. Cine este pentru? N-a spus. Și domnul Ciupădan s-a ce? Și cum ați? Nu știu. Nu știu. Domnul Ciupătaru, domnul Ciupătaru, păi nu ai zis că mai e de mult. Proiecte hotărâre, privind dare... Proiecte hotărâre privind
reglementarea în scăderea a sumei de 300 de lei pentru locuitorul Irimia Dan Sorin, persoană cu grave probleme de sănătate. Supunem la vot. Cine este pentru? Nu m-am pus în stați puțin așa. Proces verbal încheiat de polițist, numai judecătorul are dreptul să-l anuleze. Dar nu anulăm procesul. Dar cine? Păi dar poate debit. Debitul, domnul. Dar e adevărat, un proces verbal numai... În baza unui hotărâre judecătorești. Așa, domnule, da, e vorba de anularea procesului, dar noi nu anulăm proces verbal aici. Noi scădem debitul... Nu știu, scoți. Scoți. Da. Procesul verbal, dar nu e aceeași treabă spus și cu alte comisii. Nu, aproape aceeași treabă ca și cel dinainte. Spus și cu alte comisii. Ne-am și oameni aici, că ne-am zis de procedere să mă discutiți. Chiar vă rog, să știu dacă vreau. Deci vrea cineva să-mi pun responsabil ca să cheseți 300 lei de la Irmia Dan Sorin? Băi, băi, băi. Nimic de spus, tu n-ai legii cerii ăla. Deci, cu alte cuvinte. Deci supunem la vot. Da. Da. Dar în scăderea sumei de 300 de lei. Deci practic nu am luat procesul verbal, nu e. De acord, e prea de mult. Alte bunuri nu ai, casă, casă. Da. De asta aș fi pus colegii. Casa are, în regă. Da, nu iau. Nu e atunci, îi plătești, atunci. Dar nu iau. Nu, nu, nu. Dar cine o stricat? Deci la punctul 14, proiect de hotărâre privind darea scăderei. Dacă trage la răspundere pe ăsta, suntem noi mai ceva ca el. Deci proiect de hotărâre privind darea scăderea impozitelor și a taxei de salubritate pentru, pentru unele persoane fără venituri. Unele persoane, da, o să ne... Da, dacă îmi doriți să iau un zi nominat. Da. Avem deocamdată trei persoane, trei persoane decedate. Ghitiu Gheorghe, e vorba de Cerețan. Da. V-a spus domnul Mici mai bine. Era impozitat și acum? Da. Dar e mult de mult. Da, da. Dar casa a rămas, bunurile au rămas. Cine o fi? A plătit pe timpul vieții și a rămas... Nu, el a fost beneficiat de ajutor social, a fost un ambărât, l-am îngropat noi. Întrebați pe domnul de reu, că nu ați gândit de pomană. Și pe plăi este luța, de fund. Bun. Spune la vot. Sunteți de acord să mă băiești pe nicuri, plec în Germania acum. Da. Poftiți, domnule. Când vă întoarceți, vă așteptăm cu drag. Domnul Lucian mi-a zis un magnet de frigider în Germania. Deci, supunem la vot. Supunem la vot. Trei cazuri. Deci, Ghitiu Gheorghe. A auzit toată lumea care sunt cazurile. Deci, curaște, iar. E Ghitiu Gheorghe. Cei pe care i-am enumerat erau cu taxe pe clădiri, teren și salubritate, da? Era o sumă totală de 301 lei. La tot. La tot. Da, s-a adus. La, mai avem aici o taxă pentru un tabel cu 8 persoane. Gărbiță Gay One, o știți, cred că. Nu? E vorba de... Nu. E o gărbiță? Da, permanent. În ce au ajuns? Salubritate. Vorba doar de salubritate aici, nu e vorba de clădiri, terenuri. Înseamnă că are grav handicapul... Chelar Lenuța, Comanac Maria, Mocanu Dănuț, Rusu Rodica, Fânaru Agurița, Mihu Violeta. Au ce e dat de spate. Și avem aici Mihu Violeta. Nu, pentru fiecare are cazul lui. Care are cazul străinătate și... Pentru salubritate. Nu am venituri. Ai, nevasta lui da, nu ăsta e. Dar n-are niciun venit, n-a avut niciun venit. Da, aia se găsește, doamne. Dar n-are venit. Gheorghiță, Gheorghiță Ioană, e vorba de Gheorghiță de aici, din Părfulești. Ia, nici el nu are venit. Dar nu are forță de muncă, muncești după aceea, dar cu ziua.
Pune eu la treabă, că nu găsesc cu da, da, da. Plătesc. Ați întâi. Dar nu găsești negină. Nu găsești, că eu acum vreau pomană cu mare. Nu găsești. Nu găsești, bă, da. E loc cu bani, cu mâncare, cu știi. Și nu vine, nu poate. Un milion de zile. Nu vine așa. Nu, nu vin cu milion. La rulele nu ți-ai dat de rănuța lui Chelau, care are o pensie de 86 de lei. Are aici un... Dar unde e? De ce ar pensie așa de mic? Parcă nu există altul oameni cu pensie așa. Există ce avem? Da, există. Da, există. Dar eu am zis eu că nu. În zona noastră, da, nu mai există 86. Da, eu urmă. Da, așa, așa mai incomprenți. Ai, da, da. A dus cu poate. Ai și ei, a dus cu corpesc la adică. Ce diferență? Are diferența, are ajutor social. Bine, dar ăștia care erau la ajutor social, noi îi scuteam jumătate din sumă. Erau scutiți jumătate de sumă. Coana cu Comanac, Maria. Cine e asta? Coana cu Comanac. De Pălăul Dulce, nu? Da. De Pălăul Dulce. De Pălăul Dulce, da. 417. Acum nu are sare. Am uitat că au mea mai mult. Coana cu Comanac, mi se răsește. Nu am adus sare. Are produrile. O cafea nu ți-a răsește. Are, o să mă duc. A văzut? Au asfaltat. Au. Păi, da, am uite mici. Nu știu să fac. Mama, la urmă, la urmă, la urmă. Dar erai deștept să stăcei ca să te urmă, asta. Asta e plătit. Deci ești sare. Cine ești să te urmă? Nu, la acolo era domnul. Din legiu. Stai, stai. Din legiu. Da, da, da. 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 Da, da, nevasta lui Ionuț, omul care are cape. Care are cape, dar are rodicat. Rodicat. Și ce vrea să te pucă? Da. Ia-o la mână. Că n-are o apuriță. Deci tot sunt la salubritate. Am dat, nu l-au făcut. Ia-o vins. M-au venit. Dar un nene, nu? Da, care mă duc. Și cred că nu are vieții de pe urmă. De nu are cu iadul ăsta. Zota Adria. Cum? Zota Adria. Nu, 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 vedeți că e altceva, că a fost în Adria, dar citiți un pic. Nu, dar nu-i trecut. Dar nu-i trecut. Nu-i trecut. Nu-i trecut. Nu-i trecut. Nu-i trecut. Nu-i trecut pe tabel. Deci v-ați spus, e vorba de o persoană, mic, Violeta, până la Vita Rosolovici, am bucat un comandat, chelat, Ionita Ghiuan. Bine, nu? Nu, aia era de fapt. Dar muncești de la... Da. Păi da, muncești, hai să plătești un noi de... Nu, ăsta la altă a spus că... Și aș de ce vreți? E la diversă plătăță. Doar la diversă. O să-ți diversificat. Diversificat. Da. Bun, deci am terminat pe cei care... Da, da. Deci ăștia erau... Deci iați, aveți un comentariu să faceți vis-a-vis de persoanele care s-au enumerat aici, cărora trebuie să le... adică trebuie, au făcut cerere să le aprobăm... Nu pus scăderea. Scăderea de impozite. Deci e vorba de salubritate la toate. Deci e vorba de salubritate. Ajutoare de mezzo? Salubritate. Și care ajutoare? Ajutoare sociale, cum se dă. Sunt care sunt trecuți la ajutor social. Cei care au ajutor social nu mai este deja la jumătate. Ea trebuie, prin protecția socială, se imediam cu 40 de ei la... Să-și facă dosarele. Da. Plata de revoluția, nu știu dacă eu. Dar dacă era, sigur era... Sigur era... Mă gândesc la viața, dar ședința viitoare. Spuneți, vă rog. Vis-a-vis de persoanele care s-au citat aici, aveți ceva de comentat? Dacă nu, să supunem la vot. Supunem la vot scutirea de taxe de salubritate pentru persoanele citate de domnul primar. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Domnul primar, deschidem o cutie a Pandorii. Nu se vede din ce în ce mult problemă. Da, da, anul trecut am făcut analiză. Păi, am făcut analiză și n-am mai primit comisia. A scos pe noi din analiză. N-a scos așa. Că ce ați mai primit și analizați ceva? Nu, a fost trimis la comisia economică, nu la noi. Nu, da, da. Era un restric. Păi, sigur, nu mai trebuie. Facem analiză. Ok, vă rog, frumos, pe ce?
cere. Iar la ZOA, în perioada 2009-2016 a fost plecat în străinătate, dar nu a fost toți plecați în străinătate. Ai fost făcut. Și da, vrea scutire de 512 lei. Scutire din perioada asta la... Gunoi. La Sărbitate, da. El a fost plecat în perioada asta, dar... Ceilalți au fost acasă. Mai să vă rog și pune la pachet. Și nu fiecare. Nu, nu, eu singură. Păi da, dar cum demonstrează că au fost plecați? El a fost plecat. El a fost plecat, într-adevăr. Cât era, cât aveam? 2,5 lei, nu? Da. A fost plecat în din bunoi de orice de la Petru Bunoi și sunt eu știu. Da. 2,5 lei. Nu, aș pune să fac calculul. Era 30 de lei, 30 de lei până în 2000. Au făcut, s-a fost de 20, au trecut pe toți, i-a trecut pe toți acolo. Care da, în cer, ce spune? Cine a fost plecat în străinătate? Toți sau? Nu spune, Ion, Vasile, cum? Prezenta valoare, aprobați scutirea de plata să în valoare de 512 lei în perioada așa, fiind plecați în străinătate. Toți, când toți am plecat. Da, cred că ar trebui să spunem să mergem la cocerere și să vină cu probe cine a fost plecat, cine a rămas, sau să plecat, plecat. Cu completări vis-a-vis de cine a fost plecat și cine... Da, da. Cine a fost plecat. Da? Deci, spune-mi. Deci, spunem la vot, spunem la vot, scutirea de tag de sanitate a toatei. Asta vă rog, amânăm. Deci, amânăm, da? Acum am ajuns la punctul diverse. Cine vrea să ia cuvântul la punctul diverse? Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. 1. Doamna Burcă. 2. Domnul Ciubotaru. 3. Domnul... Lasă sau Pavel. Ce am fost întâlnit? Pavel. 4. Domnul Lasă. 5. Domnul Stăvătrici. Mai scrie ceva? Cinci persoane au trecut din ajutorul social să facă curat pe pleu. Am spus de un milion de ori. Oare oamenii ăștia pentru asta sunt plătiți și primesc niște bani ca să dea foc la ciocane pe care cară oamenii cu bună știință, gunoaiele care le cară iar cu bună știință, nu dau nume, că îmi ridic vecinii în cap. Eu am scutat dumneavoastră. Așa. Îmi ridic vecinii în cap. E pur și simplu nesimțire, nesimțire. Ieși cu sacul din spate, din grădină, cu tot ce adun și asta și tu și-o pui în bărți acolo, sau în gardul lui ursul și-a lui nenea Bou. Și astăzi 5 persoane au fost, le-au dat foc la ciocan. Era o schimbă de ciocan, de nu te vede. O persoană am văzut-o eu de trei ori cu căruța plină. E corect așa ceva? Păi de ce? Păi și eu am dat foc, dar am dat pe teritoriul meu. N-am dus, am strâns frunzele. Din curte le-am dus unde am eu mai în afară de asta. Eu tot am aruncat povestea că vai că a pus camere, că nu știu, doar în cot de primar, de... V-am mai spus eu odată cum s-a exprimat o persoană. Da. Păi înțeleg, puneți oamenii la muncă, dar să-i puneți undeva să fie folos pentru societate, nu? Ce stric eu să reparați dumneavoastră? Pierdem foarte mult timp pe chestiunile noastre. Păi... Și acum ați vă spun că noi, administrația locală, suntem cei mai visați, în sensul că dacă îți vine controlul de la bine sau de la ape, te taxează, mă taxează direct pe mine. Rumecul și tu s-a conducea cum să ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Da, până la urmă trebuia să achiziționăm niște camere de... Una, trebuie domnul și știți da, unde vă trebuie. Deja a văzut, vă spune, da. Se poate rezolva. Nu s-a registrat. Există, dacă în camera se registrează, se vede cine și există dovezi și...
Dar de fiecare consilier este primarul și viceprimarul, să știți. Da. Să mergem noi să facem curat. Corect, și să ne cărați noi. Da, eu vin. Domnul Ciocodan, poftiți, vă rog, discutați acolo în biserică, ce așteptați? Domnul primar, ați făcut un lucru răudat, de tot asta vă ați asfaltat drumul la Răuduți. N-am văzut băieții aia niciodată oameni acum așa ceva. A fost noroc. Până mai anul trecut. A fost noroc. Da, aveți un astfel. Da, spune, dar nu de aia v-am răudat. De asta m-am răudat, dar și n-am răudat. Mulțumesc, da? Vă întreb, câte straturi de asfalt ați făcut? Două. De-a de șase? Unul de șase și unul de patru. Și de-a de patru? Nu se mai pune? Nu, atât e prevăzut în trebuie. Da. Unul de șase de binderul stratul grosier. Și rugămintea să hotărâm noi Consiliul Local să punem limitare de greutate 8 tone, 10 tone. Dar nu am gândit proiectare. Știți ce se întâmplă? Dacă a venit cutierul cu lemne pe acolo, o să a dus dreapta. Da, corect. Eu cam dat, nu știu dacă vine cineva cu cutierul cu lemne pe acolo. Dar poate pe viitor. E posibil. Chiar de stat, domnul Vici, oricum noi o să impunem o taxă. Foarte bine. Nici mă ca. La taxă nu mă încălzește. Este foarte gust acel drum. Deci dacă noi o să dăm voie să se circule cutierul, peste drumul. Deci noi discutăm prezumptiv acum. Și prezumptiv. Noi discutăm prezumptiv. Cu drumul ați văzut. Nu, el s-a oprit la proapta. Discutăm la obiect, domnul primar. Discutăm la obiect chestiunea asta. Din domnul Tăpăcaru și e clar că în următoarea ședință punem 10 tone sau că trebuie. E posibil, e posibil ca să se scoată o cantitate de material și e posibil, de ce nu? Și să oricare, da, ce zic. Dar obligatorul taxă trebuie inclusă și chiar și limitare de limitare de greutate. Trebuie obligatorul. Bun. Dar asta ce înseamnă limitare de greutate? Să hotărâm noi prin Consiliu pe două. Nu sunt lucrurile chiar atât de simple. Noi hotărâm limitarea. Dar trebuie să-l urmărești pe ăla, trebuie să-l cântărești, să-l urmărești pe cântat. Dom'le, dacă-i semnul acolo, dacă-i semnul acolo. Mașina vă spune exact ce tonaj are. Deci se vede mașină de 6 tone jumate, de 10 tone, de 12 tone, de 24 tone. Bun, e relativ, eu dacă mă duc și... Dom'le, dacă ai dat cu tirul acolo, e clar, mă, la mare 10 tone. Să-i treaba acolo, ăla vrei 50 de tone la parte. Dar vin de coșeptire, hai să zici. Nu, e posibil. Cândva e posibil. Ziceți, nu, doamne, e un drum și pe drumul ăla poate să circule și cu tirul și cu vorba. Dar în continuare. Nu, să se pună... El de proiectare are 3,5. E limitat de la 3,5. E drum. Corect. Și se pune indicator, pentru că el se prăzute cu indicator. Nu, vreau cu 10, 2, 3, 2, dacă e 3,5, 10. 3,5. Acum, nu, e total, total, masa totală, trebuie total, masa totală. Cum îți buză? Da, da, așa e, da. E sigur? Sigur. Bun. Și o să vedem. Hotărătoare. Deci am rezolvat. Dar o să fie excepții. De exemplu, domnul Zgăvârtiș trebuie să ajungă acasă cu o mașină de balast. Ce face? O descarcă la intersecție, stradă și o cantă? Eu cred. Nu, 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 noi vorbim de excepții. 3,5 pe maxim. Noi pe... Nu, eu cred că pe arsă, domne. Nu există. Nu, 10 cm de asfalt jumate pe iasă. Păi nu are. Deci 3 jumate... 7, 7. E vorba de cabinetele astea de... Buzurile, cum dar eu nu pot să mă duc cu o mașină de balast pe rodul ce... Nu, nu, trebuie autorizație de la primărie. Ca să intre pe rodul ce cu ăsta. Da. Dar am fost bine, da, am ridicat mingea la frio ca să putem să studiem un pic cazul. Și va veni informatizat, încă și cu indicatorul. Dar asfaltul era de la Măcălăi, la Deal, până la cabanul la Roșu acolo. Nu era bine pus pe ulița satului aici, așa acolo nu m-a pus balast și compactat, să vă pun cum trebuie. Nu se putea face treaba asta. Deci? Pentru că inițial am zis să renunț de la Forea la Deal, să renunț la asfalt. Banii aia micuva. Mi retrăgea, nu mi-i dădea în altă parte. Deci nici măcar nu mi-i dădea ca să-i bag tot în drum. De exemplu, eu așa am văzut, băi, fac drum, era destul drum, începând de la Forea și până la Tăbăgat, în sus. Era destul drum, evident, era așa. Numai că banii aia... Ce se folosește de asfaltul ăla în munte acolo?
se folosește, de ce nu? Porțiunea aia de, de la deal de folie, mărim intravilanul. La următorul reglaj de PUC, mărim intravilanul. E o zonă potențială pentru locuință. Da. De ce să nu? Am înțeles. Deci, nu, era clar că suma era pierdută. Se putea, dar nu foloseam. Deci, nu puteam să o folosesc în altă parte. Nu există că să o folosesc nici măcar acolo. Pentru că, de exemplu, eu ar fost... suma care se cuvenea asfaltării și era o chestiune așa, mai măream cu 20 de metri drumurile laterale și tot era un câștig pentru noi. Sau cu 30 sau cu cât, adică ați înțeles, luam asfaltul de acolo și îl băgam la drumurile laterale și mă mergeam cu 30-40 de metri, mergeam cu puliții acolo. Bun, asta îl lămuriți. Dar nu, nu ai cum, nu-ți dă voie. Dar cum mă lămuriți cu drumul de la drumul de țeanul 115 până la Curara? E care problema lui? Păi nu, e problema comunii, nu? A primarului nostru. Trebuie să pentru că acolo e intrabilan, nu? Deci satul Haos este intrabilan. Este intrabilan, revin la aceeași discuție. Este intrabilan drumul nostru. Deocamdată, acum, în momentul ăsta, drumul ăsta... Bun, dar în momentul ăsta e de un an de zile, mă, tot rog, de noastră. Faceți demersul să-l mutăm, să-l faceți. Am spus că am făcut adresă la Ocolul Silvic și ei trebuie să-și facă mai departe. E interoare ce e acolo. Știu. E interoare. Deci o să mai dacă și-l agit, m-ați mâncat arborile de spate sau rând, nu mai este lucru. Ce dracu să... Mai avem câteva zone unde noi trebuie să ne introducem și mai băgăm niște bani. Dar trebuie acolo, la, trebuie neapărat. Unde se pune? Acolo au trecut tirurile pe drumul ăla, la Curana. Au trecut din loc tirurile și s-au stricat complet. Tu băgat balastul lateral și a scos mașina acolo. Deci de la Haloș până la dumneavoastră? Da, cum? Dar nu și nu până la mine. Și până și aici, în dreptul la Priscoviție. E nenorocire ce e acolo. Numai iată așa facem așa. Păi ca să trăiesc silnic pe acolo, vă dați seama ce. Da. Și să câte nimeni la tine. Cum? Dar nici poate îmi pot să merg. Da, intervenit. Deci, ultima lună, după ce a început la marcat, vreau să vă spun că la TAF, exploatarea de fiecare zi. Da, e așa cum e exploatarea. Trece cu tirul ăla de 50 de tori, ce spun? Trece pe caroseria, pe terasamentul căi ferat. Da, seara trec către 7-8 tiruri din alea. Și podurile alea nu se fac pentru 50-60 de ore. Podurile alea sunt făcute pentru 25 de ore. Eu tot am văzut presiuni pe direcții, dar direcția să vă spun ce sunt. Dacă se rupe un pod, la ce faci? Direcția, în momentul în care ne dă nou drumul, noi automat o să intervenim cu el și o să cerem taxă. Că nu poți, nu poți să nu ceri taxă. Acum, nici nu, noi nu putem să blocăm activitatea lor, dar nici noi nu putem să nu cerim taxă pe, pe ce dar nu se face în asfaltare, dar pune piatră pe o casată, chiar, și presată și nu mai am nevoie de asfaltare. Dumneavoastră, mă ascultați, dar nu mă înțelegeți. Ba, eu cred că da, dar nu mă înțelegeți prea spre un an de zile. Eu vă înțeleg, dar înțelegeți-mă și dumneavoastră. Deci eu vă spun așa, noi am făcut adresă către direcție ca să treacă drumul în patrimoniul nostru, să-l ia de la stat. Repetați-o, de ce în 6 luni până când? Eu spun că interesul lor este minim în cazul ăsta, pentru că în momentul în care drumul va trece în patrimoniul nostru, noi punem, băgăm în el și o să spunem, doamne, îți pun taxă cât vin mașinile pe ăsta. Așa trebuie, așa ar trebui. Și da, așa și trebuie pentru noi. Dar vă dați seama că e simplu. Da? Dar la noi când treci, așa se zbutui geamul pe el. Și da. Să mai facem niște adrese către ei. Și nu am am trimis, dar trimis. La toate forurile astea superioare, nu. Nu o să le fac. Trebuie urgent acum. Doar an de zi. Acum ne lasă o dracu de treabă. Acum când a aprobat ultima oară, când au fost cu ele alea, barcă-mi trebuia. Deci barcă. Curgea toată apa, venea pe drum. Deci nu știu ce altă dracu, împreună nici cum. De sus, de la mine, de acolo, la vale, nu m-a făcut drum. Deci nu s-a dus apa în urmă la dracu, deci până la 10 metri. Da. Dar e cădere. Dar să facem niște adresuri. Ar fi mai multe, dar vă mulțumesc cu atâta. Domnul Lazar. Da, sunt la urmă. Refer și eu, e vorba de drumul de jos, de spre Țigan, de la Țărâș, de acolo, care tot se salută în apă și se îndustează pe zice trece. Trebuie făcut ceva. O să știe despre ce vorbesc. Aici, la... Da, la Țărâș, da. Și iar acolo, la mini-panta aia, nu coboară mașina din noi din cauza că e...
Acolo se poate la asfaltează. Acolo la înțeles și mai problemă. Nu știu, credeți-mă că am câteva zone, am vreo 3-4 zone în care... Când aduc să se gândeam să încercăm o colaborare cu Apele Române. Că dacă, la un moment dat, dacă începem să ne războiem unii cu alții, facem un război al hârtiilor și nu. Să chem pe cei de la Apele Române. Mă gândeam ca și idee. Și să se facă... La Ioane, pe aici, pe desubi, la așa, la Funar. Funar, pe Dumnezeu nu am, dar la Lupești, pe acolo, pe Gursu. La Munteanu, deci v-am spus, am 4-5 zone destul de drastice. Și împreună cu ei, pur și simplu, să punem un contract de colaborare la punct. Băi, fraților, asta e a mea, asta e a ta, hai să vedem împreună ce putem să facem, să discutăm direct pe o. Altfel, mă gândeam să mergem să-i dăm o judecată, să-i durează și aia ani de zile, cine știe ce așa și... Da, e destul de dificil și vedeți că cele mai vulnerabile sunt zonele de pe malul apei. Da? De pe, și mai ales astea, de pe malul Cașinului. Da, e drumul mic de circulat. Și drumul, da, ce să mai e pe ei. Deci spuneați și drumul acolo la... Ce distanță acolo? Al de Viorel al Ionică, nu? El e acolo, acolo la... Da. Domnule, ați gata? Da. Domnul Domnul Scărătici? Da, domnul Pavel. Domnul Pavel, scuzea domnul. Mă gândeam așa că s-a mărit noaptea și să mai refacem natul public, să mai punem becuri, să ne mai dorim, să facem o revizie așa cum cu mână. Mai ales că animalele sălbatice au venit în probleme de noi. Am fost la mine, la mine a făcut grădinii, un porc mor. Un porc mor, mister, tot ce e greu, ce știi, ce-o fi, cum e. În momentul ăsta a stat vreo două zile, băi, zic, ce facem cu el, să-l luăm, că în momentul l-am mâncat. Băi, zic, e bine că l-am mâncat, dar cine l-a mâncat? Ursul, vă dați seama. Da. Da? Dar s-a mânțat și o consilitate dată. Cea că nu-l mâncat, dar l-a mâncat pe atotii cu așa. Deci ai avut în grădină și grădina zoologică, ai avut și grădina mișcă. Și acum, cred cum e un bazin, acum vorbesc un bazin. Umbră de hergelii noaptea asta, ca la stână, cu cuvânt, animale să văd. Cum mâncare? Brașovul. Da, și acum vorba la parte. Da, ce-am zis? De la Dana Dariu, cum i-am astăzi am avut echipa și au revediat. Ce-ați spus? Acum, dacă zice să suplimentăm iluminatul public... Dar vin și cu lumină. Acum, când venim la... La ce oră? La 6? La 5? 5 jumate. Dar acum am tot crește. Da, acum am crește. Da. Gata, domnul Pavel? Da, vreau să-i mulțumesc că am discutat la ședința trecută și am văzut de la Bășpea până la Beteș, deja s-a făcut curățenie. A făcut un laudie. Nu, dar s-a făcut, că erau niște trenci, s-au tăiat. Așa. Altele, deci s-a făcut un laudie foarte bine, foarte frumos. La ce? Drumul de la Dulce. E bun, dar e și extra. A rămas hidrantul ăla tot pe mijloc. Am fost astăzi acolo și iau și eu dau deoparte să reținem. Dar mai este o problemă. Avem, când a trecut cu compactorul ăla, s-au crăpat toți pereții. Care pereți? De la casă. De la casă. Deci, serios? Bun. Este chipiște. Nu este chipiște. Că nu vreți bani? Sunt și mari, sunt și mici. Nu. Mulți s-au părut. Au ieșit oameni și spune, domnule, că are și la vibrațiile de mai tare, mai încet, mai nu știu. Domnule, lasă treacă mai încet, că noi îți urmeni spart pe belouă, nu știu cineva. Da, spart pe belouă, nu știu că sunt pe belouă. Domnule, eu cred că femeia ține la pe belouă ăla, da. Bun, s-a încheiat vibrația.
S-a intrat în vibrație. Așa, podețurile, a stricat podețurile, strică podețurile. Și zic oamenii, domnule, ce face? N-am bani să-mi fac podeț. El zice, domnule, uite, să-ți fac rigola, podețul ce-l faci, Natale, dacă vrei să-l fac eu, tu ești. Fiecare o să pună să-și fac podețul. Da, dar sunt care nu. Și după aia... Dar o să trebuiască să-și fac podețul ăsta. E clar că noi nu putem să intervenim, dar din proiect, constructorul nu se face decât ce e văzut în proiect. Da, dar nu poate să vină, de exemplu, cum e pe partea lui Tante Doina, lui Folia, lui Fnal. Ei vine cu rigola până în podeț. Să-i lase acolo, că podețul și-l face ea după aia. Nu, știi ce să vă spun. Păi strică podețul, femeia... Păi nu, noi am fost astăzi acolo. Ce se întâmplă? Dacă nu strică podețul, are probleme. Pentru că toată apa, când va veni, se duce la el în curte. Și după aia trebuie să-l scot cu pompieri afară, că toată apa se duce la el. Deci de asta trebuie făcut ca lumea. În momentul în care se toarnă șanțul betonat ca lumea, ai venit cu ceva peste el, ai turnat o șapă ca să poți să intre și Da. Acum, eu nu vă ascund faptul că o să intervenim acolo unde chiar o să fie, da? Sper să nu fie, o să fie. Sper să nu fie. Am vreo câteva care o să fie. O să-și cumpere bani. O să vedem. Nu, o să poate e mobilizare. Dar decât, vă spun, decât să intre apa în curte sau în casă sau să pățească altceva, mai degrabă să zic ce poate. Ați fac ca eu așa, nu, o să avem probleme dacă nu o să strică podețul. Au fost închis drumul. Eu am circulat și pe baltă. Deci drumul ăla pe baltă spre la fosta ferărie. Da, și acolo trebuie. Păi, pe roare. Am întâlnit și se intre și aici, la Pirii, cu cobor la Pirii, în partea asta, trebuie făcut că ceva cu cască, se blochează drumul ăsta. Singura variantă este pe aici. Sau pe la cimitir, dar iară s-a stricat drumul pe la părinților Ionel. Și acolo ar trebui pus. Da, s-a stricat. Da. Ar trebui pus și acolo. Ce intra ceva greu? Nu. Datorită traficului. Păi aia este. S-au pus niște bolovanuri, niște bolovanuri mai mari care când ei te doare inima de la ta. Și nu mi-ai dat de parte. Păi da, nu, dar un pic de balastă. Și s-a stricat trebuie și drumul spre lume. Am fost pe lume. Da. Am fost și eu într-o seară, m-am mai dus pe două nopți cu ursul ăsta, m-a scos din... Da, și s-a stricat, chiar acolo cu mulți s-a stricat și... O să... Acum am venit să mai văd niște material mai bunișor, așa că nu mergi chiar numai din vale, doar și trebuie. Dar cred că s-a colmatat și scurgerea aia în rigola aia. Noi, de ce... Trebuie scurățate rigolele la carosabile de aia. Da, dar noi... De ce n-am făcut rigolă carosabilă la noi în sat? Pe la drumul ăsta? Nu era mai ok să fi făcut rigolă carosabilă? Ați văzut ce pătesc pe lungă cu rigolă carosabilă? Da. Asta, pe lungă e... Se înfundă, nu, și pe lungă am făcut-o pentru că acolo era foarte strâmb. Da? Ați văzut că se înfundă și toată apa ați venit pe drum. Iar aici, o să-mi spuneți, dar vedeți că din ăștia 4 metri cât s-a asfaltat, mai duc cu... acostamentul șanțului 50-50 și s-a scos la aproape 5 metri lățimea drumului. Da, oricum drumul e îngust. Și... îngust, na, dar oricum putem merge cu 120 km la oră. Nu-i vorba de 120 km la oră, dar în ideea de... Dar trebuie două mașini în altă. În ideea de a trebui la o mașină și de 7,5 tone. Dacă se fac acostamentele... Aia se blochează. Nu. Dacă se fac acostamentele, v-am spus, o jumătate de metru dintr-o parte, o jumătate de metru dintr-o parte, fac 5 metri. La 5 metri e imposibil, n-ai cum să... Nu știu să... Da. Gata? Mai are ceva?